în cotidianul de mâine, o să vedeți că asta s-ar putea să fie la rândul ei o temă de dezbatere foarte interesantă lansată de președintele Senatului în aceste zile. Vom fi cu ochii pe ei. Mulțumesc, Adrian Ursu, Călin Popescu-Tăriceanu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor și domnilor, pentru atenție. Se încheie aici jurnalul Orei 21. Realitatea te privește acum cu Andreea Crețulescu. Bună seara, doamnelor și domnilor! Cel mai mare furt de armament comis vreodată într-o unitate militară aduce România în alertă. Polițiști, jandarmi, militari și angajați ai serviciilor secrete au fost mobilizați pentru acest caz. Din depozitul de la Ciorogârlă au dispărut, potrivit ziarului Ziua, 70 de pistoale mitralieră AKM-47, pistoale TT și Carpat și o mitralieră cu afet, dar și muniție de luptă, cu alte cuvinte, un adevărat arsenal. În București și în 8 județe au fost instituite filtre. Există mai multe ipoteze care merg de la un furt cu sau fără complicitatea celor din unitate în scopul vânzării armelor până la o acțiune a unei grupări teroriste coordonată din afara României. Așa spun sursele jurnaliștilor de la Ziua. În schimb, reporterii ziarului Guardianul dau ca sigură varianta furtului cu un complice din interior. Întreaga poveste aici la Realitatea te privește, când vom încerca să aflăm dacă aceste arme pot fi folosite și în plină stradă. Vă provoc să ne scrieți în această seară. Dacă știți ceva despre acest caz, bineînțeles să ne trimiteți mesajele dumneavoastră pe Realitatea te privește @realitatea.net. Și tot astăzi, coincidență sau nu, trei persoane au fost împușcate în jurul orei 17 în apropierea unei case de schimb din centrul Brașovului. În urma incidentului, două persoane au murit și o altă a fost grav rănită. Nu se știe ce tip de armă s-a folosit. Vom discuta și despre principalele prevederi ale bugetului de stat în această emisiune, salarii, pensii, dar și despre refuzul președintelui Băsescu de a semna decizia de pensionare a judecătoarei Turcu. Așadar, rămâneți cu noi! Ajută autoritățile statului cu informații utile pentru descoperirea armelor și Realitatea TV îți va premia spiritul civic. Urmărește live, minut cu minut, desfășurarea căutărilor. România e în alertă. Fii și tu cu Realitatea TV. Doamnelor și domnilor, invitații mei în această seară sunt domnii Victor Ponta, Alexandru Cumpănașu, Bogdan Chiriac, Ion Meioniță. Bună seara, bine ați venit. De asemenea, vom încerca să intrăm în direct și cu ministrul apărării, dar și cu generalul Eugen Bădălan, deputat PDL acum și fost șef al statului major general. Dar vom începe cu ceea ce se întâmplă la Brașov. Acolo doi oameni au murit, iar un altul a fost rănit într-un atac armat care a avut loc în fața unei case de schimb valutar din oraș. Atacul s-a produs în momentul în care doi dintre angajații casei de schimb plecau cu o mașină de la sediul situat chiar în centrul orașului. Alexandra Manea, corespondenta noastră în zona, are informații. Bună seara, Alexandra! Care sunt noutățile de la această oră? Bună seara! Ca o informație de ultimă oră pot să vă spun că medicii tocmai ne-au anunțat că o a doua persoană a decedat în urmă cu câteva minute la spitalul județean. În urma atacului, două persoane au decedat, iar alta se zbate între viață și moarte. Așa cum spuneai și tu, atacul s-a produs în jurul orelor 18, chiar în centrul orașului, când angajații se pregăteau să plece acasă. S-au urcat într-o mașină, aveau la ei două genți cu bani, moment în care atacatorul a tras în geamurile mașinii și a reușit să plece cu banii. Un trecător a încercat să-l oprească, însă din păcate și acesta a fost grav rănit. La fața locului au venit jandarmii, polițiști. În urmă cu câteva minute, procurorii și polițiștii de la criminalistică au părăsit locația, au adunat toate probele, iar mâine de dimineață ne vor transmite primele rezultate ale anchetei. De asemenea, polițiștii ne-au declarat mai devreme că au constatat că arma cu care s-a tras a fost un pistol automat de calibru mic și că au fost trase trei focuri de arme. Vreau să vă mai spun că tot autoritățile susțin că acest jaf armat nu are nicio legătură cu furtul de arme din depozitul de la București. Mâine de dimineață vom reveni cu amănunte despre acest caz, imediat ce vom avea detalii de la anchetatori. Mulțumesc foarte mult, Alexandra, pentru aceste detalii. Aș vrea să revenim puțin la această informație a zilei, cel mai mare furt de armament comis vreodată într-o unitate militară din România, așa cum vă spuneam, pune
țara noastră în situație de alertă. Mai mulți poliții, jandarmi, militari și angajații ai serviciilor secrete se ocupă de anchetă, bineînțeles împreună cu procurorii militari. Să vedem practic firul acestui furt și care sunt informațiile pe care le avem în momentul de față. Astfel de verificări au fost făcute în alte 8 județe din jurul capitalei. În Prahova au fost instituite mai bine de 10 filtre pe toate șoselele din județ. Polițiștii verifică mai ales autoturismele care vin dinspre București. Ați mai fost oprit? Unde ești? Ce e transportat? Polițiștii și jandarmii din Pitești au verificat peste 80.000 de autoturisme. Verificările însă nu s-au soldat cu vreun rezultat. În punctele de frontieră, verificările sunt la fel de stricte. Pădurile din zona unității militare au fost cercetate la picior de jandarmi. Până și în gări, călătorii au fost legitimați și au fost controlați în bagaje. Da, bun, e în regulă. Vă rog să-l împachetați. Conform NewsIn, printre armele furate din depozitul de la Cerogârla se află o mitralieră cu afet și mai multe pistoale mitralieră. Angajații unității au observat abia ieri dimineață că sigiliul depozitului de arme a fost rupt și au anunțat parchetul militar. Anchetatorii au constatat că încăperea în care se aflau armele era răvășită. Unitatea militară se află în mijlocul unei păduri și există două drumuri de acces până la ea. În urma primelor cercetări, procurorii au început urmărirea penală in rem pentru furt calificat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și călcare de consemn. La anchetă participă și serviciile secrete. Și corespondentul nostru, domnilor și domnilor, Cristian Zărescu, se află lângă un filtru al jandarmeriei române. Bună seara, Cristi! Care sunt informațiile pe care le poți da la această oră? Da, bună seara, Andreea. Într-adevăr, la toate ieșirile din capitală au fost organizate filtre, la fel ca acesta pe care îl vedeți acum în imagini. Sunt atât echipaje de jandarmi cât și echipaje de poliție care participă la aceste filtre. Au fost sporite efectivele atât de polițiști cât și de jandarmi. Evident, cei care opresc mașinile și le verifică sunt polițiștii, iar jandarmii sunt pregătiți să intervină în caz de nevoie. Practic, toți oamenii care pleacă în această seară din capitală sau care intenționează să intre în București trebuie să se aștepte să se întâlnească cel puțin o dată cu un polițist sau cu un jandarm. Polițiștii recunoșteau însă faptul că nu reușesc să verifice chiar toate mașinile care ies din capitală. Aici pe acest drum din comuna Bragadiru au ieșit astăzi numai puțin de 6.000 de mașini. Nu toate au fost verificate, însă oamenii legii încearcă să verifice un număr cât mai mare de mașini în speranța că vor găsi armele furate. Îți mulțumesc mult, Cristi, pentru aceste detalii. Ion Meioniță, ce informații aveți voi despre acest caz? Avem informații extrem de interesante. În ziarul Adevărul de mâine le puteți găsi. În primul rând, am aflat că hoții au avut timp suficient să își desfășoare operațiunea fără să fie deranjați de nimeni. Au săpat un șanț pe sub gardul unității. La început nu s-au gândit că vor avea atât de multe arme și au ieșit cu lăzile, știți, lăzile acelea de lemn mari în care sunt, e depozitat armamentul, și văzând că nu încap pe sub gard, au avut timp să lărgească foarte mult adâncitura, au săpat cu baionetele cele furate din depozit și au reușit să plece fără nicio problemă, nici acum nu se știe la ce oră au spart, pentru că Santinela a raportat numai ruperea sigiliului. Dar nu se știe exact când a fost rupt acest sigiliu, în ce pază, în ce tură de pază. Și mai știm că au dispărut arme extrem de periculoase, o mitralieră și de tip mitralieră cu afet, pistoale AK-47 și AK-47 cu mânări rabatabile. Le aveți aici, sunt arme care sunt dotate, cu care sunt dotate trupele de luptă, în luptă, și sunt extrem de periculoase, iar se pare că au dispărut cam 50 de asemenea arme cu care poți să-ți dotezi foarte bine o trupă solidă care să desfășoare operațiuni extrem de
de aplicate în domeniul militar cu asemenea armament. Este o putere de foc extraordinară aici. Și se pare că este cel mai mare furt de armament înregistrat în România. Domnule Chiriac, ce se întâmplă la acea unitate militară? A fost posibil un astfel de jaf? Domnule, mă gândesc ce se întâmplă în armata României în momentul acesta. Acesta e nivelul micro, după aceea urma să vorbim și despre macro. Exact așa stau lucrurile. Deci, eu înțeleg că s-a întâmplat următorul fenomen. Acolo văd că s-a avut tot timpul să se sape pe sub gardul unei unități militare, păzite, deci era un depozit de muniție în mijlocul pădurii, cu pază specializată și cu tot ce trebuie în acest sens. Nu se știe când a avut loc cu precizie furtul. Doi, Ministerul Apărării a avut nevoie de 24 de ore, cred că nici acum nu este un comunicat oficial, în care se constate ce i s-a furat. Deci s-a făcut inventarul ca la buticul din colț. Nu, ei habar n-aveau ce s-a furat, numărat. Dar trebuie să numere și numără în continuare. Numără, pentru deci că nu este ca la buticul din colț în care ai un proprietar și un gestionar și trebuie să numere sticlele de whisky, să vadă câte a adus la casă, câte a vândut pe bune și alte lucruri. Fix asta se întâmplă în acest moment. 3. Am văzut această panoramă de purtător de cuvânt a Ministerului Apărării, penibil în tot cursul zilei de astăzi, cu ce spunea sau cine îl punea să spună așa ceva înspăimântător. Mai departe, știam că asemenea lucruri se petreceau doar în spațiul fostei Uniuni Sovietice, în anii 90, când, sigur, acolo nu era atâta subtilitate să faci șanțul pe sub gardul unității. Acolo se vindea la poarta unității. În mod organizat. În mod organizat și pe prețuri, să știți, foarte bune. În sensul că un camion cu care se poate circula, probabil că se mai circulă în țări din Europa de Est, la construcții și în ziua de astăzi, se dădea cinstit pe o sticlă de vodcă. Deci camionul la sticla de vodcă. Sunt cunoscute cazurile, le-am relatat în anii 90, în adevărul, nu, Ionica? Așa. Mai departe, nu înțeleg de ce până în acest moment șeful marelui stat major al armatei, domnul amiral Marin, nu a avut declarații sau nu și-a asumat responsabilitatea pentru așa ceva. Deci faptul este gravisim. În momentul în care din depozitul de muniție al armatei pleacă 50 de pistoale mitralieră, avem o problemă extrem de gravă în România. Ministrul Apărării e de o lună de zile, da? Deci nu se poate să îi se reproșeze lui ceva acum, până nu învață. Dacă se întâmpla peste 6 luni, poate că lucrurile stăteau altfel. Dar în acest moment, tot lanțul de comandă, până la șeful marelui stat major, ar trebui să-și asume responsabilitatea, nu? Am încercat astăzi să-l nicio garanție pe acest domn, la dar nu am reușit să dăm de aia. Aici am putea avea o explicație. Domnul amiral e amiral, iar unitatea aparține aviației militare. Și așa trebuie să așteptăm să-i fură o fregată. Să-i fură o fregată, probabil, ca să dea un răspuns. O să-i fure și o fregată atunci. Domnule Cumpănașu, înțeleg că dumneavoastră aveți mai multe variante despre ce s-a întâmplat acolo. Doamna Crețulescu, da. Înainte să ajung la variante, vreau să vă spun că, sigur, sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii, pentru că nu e buticul din colț, nu vorbim despre o instituție în care să intră așa ca la Ministerul Culturii și așa mai departe. Însă sunt câteva lucruri pe care eu nu le înțeleg aici. Deci de ce cineva, oricare ar fi acela, s-ar expune atât de mult încât să încerce să fure dintr-o bază militară niște arme pe care să le transporte pe sub un tunel? Și nu, să nu le... era un tunel. Sub gard. Sub gard au săpat ca să încapă un gard de plasă. E un efort și un risc foarte mare. Deci pentru ce? Pentru o asemenea faptă, nu primești un an cu suspendare. Aici vorbim despre... Nu, aici vă pot spune exact ce primește. Avem comunicatul parchetului general. S-a decis ca infracțiune, bineînțeles, in rem, furt și încălcarea regimului armelor și munițiilor, full calificat. Nu pot fi mai multe, depinde, poate să fie și trădare la una. Deci depinde ce a făcut cu armele alea. Deci sunt foarte, deci, cum să vă spun, să furi arme dintr-o unitate militară nu e de aici de acolo. Adică mai bine te duci și furi 3 vaci de pe câmp, că s-ar putea să ia aceiași bani. Bun, 2.
În Transnistria, dacă treceți puțin așa granița, s-ar putea pentru operațiunea asta militară de gherilă să găsiți de-astea la bucat. Adică, eu știu foarte bine zona. Acolo, traficul cu arme și cu ce vreți noastră se face așa vesel. Da? Deci, chiar am cele două nelămuriri și ajung la ce scenariu. Ce se întâmplă cu aceste 50 de AKM-uri? Aici vreau să ajung. Deci, părerea mea este că, vă spun că eu am început cu niște nedumeriri, care cred că sunt firești. Deci, nu înțeleg. De ce ar face așa ceva? Ori dezechilibra psihic, respectivul, ori pe piața românească unde să vin 50 de AKM-uri? Când faci trafic cu arme sau vinzi arme, domne, vinzi cantități, nu vinzi 50 de arme să le vinzi la colț. Bun. Nu găsești foarte ușor cumpărător. Dacă vrei într-adevăr să faci așa ceva și să fii cumpărător, n-ar duce în Transnistria, doamne, nu în Moldova, nu în România, să furi dintr-un dat militar. Punând aici, eu vin și spun, să mai multe scenarii. Deci, vă repet, ori e un scelerat, ori într-adevăr cineva încearcă să facă bani, ceea ce mă înșel amarnic, pentru că nu cred eu că cineva, un soldat, o gașcă. Și vin la cele două variante pe care... Apropo, am găsit astăzi un site, chiar are un AKM în terminație, da, ca să spun așa, care îndemna să cumperi AKM-uri din România la un preț promoțional. Da. Și celelalte două variante, eu nu spun că astea sunt reale, dar pur și simplu stau și mă întreb, pentru că nu s-a mai întâmplat în România așa ceva. Mai circulă și cele două variante, și anume că fie este o provocare. Asta poate să fie făcută de niște servicii secrete străine, de niște agenții din România, habar n-am. Dar la cât au fost expuse structurile de securitate în ultima vreme, aș tinde să cred că e asta. Pentru că dacă într-adevăr avem de-a face cu o unitate militară în care un soldat s-a dus, s-a luat armele, le-a băgat pe sub... atunci suntem de râsul curcilor, înțelegeți noastră? În istorie, și cei care sunt aici știu foarte bine, și Ministerul de Interne și Ministerul Apărării sunt structuri care fac astfel de provocări. Eu cred că nu este o provocare a structurilor din minister. Da? Deci încearcă unitatea, îl trimite pe unul sub acoperire, să vadă cât de repede rezolvă, dacă intră, dacă nu intră. Sunt și astfel de variante. Însă, dacă într-adevăr avem de-a face cu un simplu furt, așa cum spune domnul Ioniță, păi atunci avem de-a face cu o demitere masă a conducerii Ministerului Apărării. Nu i-am spus că a fost un simplu furt. Nu, astea sunt faptele, noi pornim de la fapte. Sau ce spuneți dumneavoastră? Arme. Nu este un exercițiu. Nu, ce spuneți dumneavoastră? Prezintă un exercițiu. Furt. Da? Deci să-i vadă vigilența lui Neaca Isă ăla din post. Au dispărut armele. Bun, eu vreau de motivație, domnule Ioniță. Deci aici hai să nu privim ca niște copii. Public. Bun, dar de ce s-a făcut asta? Mi se pare absolut hilar. Deci să cred în România că soldatul ăla crede că furând arme, deci totuși e o responsabilitate. Și le vinzi, faci bani, mi se pare o glumă. Deci dacă este așa, repet, tot statul major trebuie să-și dea demisia. Dacă nu, de ce s-a făcut chestia asta? Păi oricum trebuie să-i dea apropo demisie. De această dacă chestiune. Dacă a venit cumva în unitatea aia, trimis să facă unei, să le testeze vigilența și a furat 50 de pistoale mitraliere și o mitralieră cu apă. Lasă să numere. Și acum îi lasă să numere, toți trebuie să plece acasă. Cred că o explicație o vom avea chiar de la Ministrul Apărării, care este acum în direct cu noi, domnul Stănișoară. Bună seara! L-avem în direct, într-adevăr, și de la Brăila pe domnul Eugen Bădălan, deputat PDL. Rog regia, telefonul cu ministrul apărării, domnul Stănișoară. Bună seara! Bună seara! Avem o mică problemă cu aceste comunicații. Bună seara, ne auziți? Bună seara, eu vă aud. Bună seara, domnule Bădălan. În calitate de fost șef al statului major, explicați-ne cum sunt păzite aceste unități militare. Sistemul de pază în unitățile militare este de două tipuri. Pentru acele unități, acele obiective militare cu grad de risc ridicat, care necesită securitate ridicată, și asumă personalul Ministerului Apărării, personalul din unitățile militare, paza și securitatea acestora, pentru cele cu nivel de securitate, cu nevoi de securitate scăzute, sunt asigurate paza și apărarea acestor obiective, este asigurată de către firme de pază. Depozitul de muniții, fiind un obiectiv care necesită maximă securitate, este în sarcina unității militare în care acest obiectiv funcționează. Deci, în cazul în speță, cel de la Ciorogârla, unitatea militară care are în responsabilitate depozitul este cea care are în responsabilitate și paza, securitatea, apărarea acestuia. Și, efectiv, care era
paza acolo sau de cine era asigurată? Eu înțeleg că prin noua gândire a Ministerului Apărării, sau mai bine spus a Statului Major al Armatei, această pază a fost mult diminuată în ultimii 2-3 ani. Spun corect? Da. Și ea este asigurată de cine? Am înțeles, de o persoană, maximum două. Corect? Nu cred că este corectă afirmația dumneavoastră, pentru că un depozit de muniție nu se apără sau nu se păzește de către o persoană. Un depozit de muniție este păzit și apărat de o gardă. Da. N-aș putea să vă spun acum foarte exact dacă la Ciorogârla această gardă era compusă din 30 de oameni sau din 6 oameni sau din 10 oameni, pentru că nu cunosc în acest moment cu exactitate dispozitivul pe care unitatea l-a realizat acolo pentru paza și apărarea depozitului, dar pot să vă spun cu certitudine că există acolo niște responsabilități. Un comandant de unitate care trebuie să organizeze serviciul de pază și apărare a acestui obiectiv, persoane care se ocupă direct de organizarea serviciului, comandant de gardă care are răspunderea juridică a obiectivului, santinele, posturi de santinelă, patrule care să patruleze între posturile de santinelă. Și spuneți dumneavoastră că mecanice, este suficient acest sistem de pază, numeric vorbind. Nu, aș vrea să lămurim un lucru. Eu v-am spus care este responsabilitatea și cum ar trebui oamenii să organizeze acest serviciu. Din nefericire, acest serviciu a fost diminuat în ultima vreme. Despre asta vorbim, pentru că am să vă spun și care sunt cauzele care au determinat diminuarea măsurilor de pază. Ele vin din două direcții. Pe de o parte, lipsa de resurse umane, pentru că dacă un depozit are un necesar de santinele sau de posturi de santinelă, de posturi de pază, care ar însemna aducerea în serviciu permanent 24 de ore din 24 a 30 de persoane, să spunem, în condițiile în care toți angajații unității sunt 60, atunci comandanții se văd puși în situația să micșoreze numărul de posturi, să micșoreze numărul de oameni pe care îi angajează în acest serviciu și implicit să diminueze măsurile de securitate normale. Lipsa resurselor financiare nu le permite nici să organizeze sisteme electrono-optice de supraveghere și de sesizare a încercărilor de pătrundere prin efracție în aceste locuri. Bun, să înțeleg că orice unitate, domnule Bădănan, să înțeleg că în orice unitate, prin diminuarea acestui personal de pază, s-ar putea întâmpla sau s-ar putea ajunge la un furt similar cu cel de la Ciorogârla? Eu n-aș fi atât de categoric cum sunteți dumneavoastră să fac afirmația că în orice unitate se poate întâmpla întrebare. Așa ceva. Dar riscul de a se întâmpla așa ceva... Riscul e mai mare ca acum 2-3 ani? Cu certitudine este mai mare în acest moment decât acum 2-3 ani. El poate fi diminuat sau eliminat, acest risc, dacă oamenii care au fost scoși din acest serviciu ar fi înlocuiți cu mijloace electrono-optice pentru supraveghere și securizare. Am înțeles. Vă rog să din mai nefericire, din nefericire, nici aceste resurse nu sunt asigurate. Nu există. Vă mulțumesc, vă rog să mai rămâneți în direct cu noi. Vă amintesc, doamnelor și domnilor, că vedeți imagini în direct cu acele
filtre ale poliției și jandarmeriei. În 6 județe din România au fost instalate astfel de firme. Permiteți-mi să vă citesc câteva mesaje de la telespectatorii noștri și să invit să ne trimită, bineînțeles, și mesaje și dacă au informații despre acest caz pe Realitatea Te Privește, @realitatea.net. Domnul Todică Dănuț din Aș ne spune că singurul camion care putea să care armele fie, fără să fie văzut, era camionul care face aprovizionarea. Domnul Ionită ne-a explicat că armele au fost scoase pe sub gard cu ajutorul unui șanț. Iar domnul Opriș Ion din Maramureș spune că referitor la ceea ce s-a întâmplat, ceea ce este inexplicabil din punctul domniei sale de vedere, se simte în nesiguranță și spune că nu mai avem siguranță în țara asta și cineva greșește. Domnule Ponta, om neimplicat în această chestiune, din punctul noastră de vedere, cine greșește? Dacă ar fi să ținem cont de ceea ce spune domnul Opriș. Guvernul, nu? Totdeauna. Nu bănesc că de-aia m-ați întrebat pe mine. Noi am furat armele. Haideți să fim serioși un pic. În primul rând, chestia cu demisia ministrului, e ministru de 3 săptămâni. Nu ministrului, astăzi, domnul Chiria vorbea de șeful statului major. Chiar astăzi, de ministru n-am spus, da, am spus de împotrivă, okay, am vrut să abia s-a așezat. Păi azi nu vă atacă nimeni ministru. A, nu, dar mi se părea dacă după 3 săptămâni dăm afară pe ministru pentru nu, că... Nu, dar n-am ridicat de atunci n-am fost atent la ce s-a discutat până acum sau, nu știu, repet, dacă e cazul. Nu, dar are o problemă politică, domnul Ponta. Nu gândește decât politică. Am o problemă că nu reușesc să vorbesc, că vorbesc în același timp. Păi nu, dar ați început să vorbiți prost. Și din cauza asta am încercat. De obicei noi vorbim prost, tocmai pentru că dumneavoastră vorbiți bine și trebuie să facem diferența. Vorbiți puțin și mă rog. Vă rog, domnule Ponta. În mod sigur, soluția pentru situații de acest gen nu este să mai aducem 500 de soldați care steau de jur împrejurul depozitelor de armamente. Sunt convins că în America sau în Anglia nu sunt 500 de oameni care păzesc, ci e vorba de mijloace moderne. Un depozit din lipsa resurselor financiare probabil că e păzit mai puțin decât un magazin din centrul țării. În al treilea rând, vreau să vă spun că atât cât am fost noi astăzi informați, există celulă de criză, polițiști, toată lumea încearcă, eu sper că vor fi prinși respectivii, pentru că, așa cum spunea domnul Cumpănașu, 50 de automate Kalashnikov, totuși nu sunt bunuri de larg consum să le vinzi, ori au existat un plan și probabil sunt plecate de mult din țară, ori sunt niște oameni care vor fi prinși. Însă, din punctul meu de vedere, e un caz grav, spectaculos, probabil că va fi un film la un moment dat pe tema asta. Mult mai grav și mult mai îngrijorător pentru mine este ce s-a întâmplat la Brașov, este ce se întâmplă zi de zi vis-a-vis de tot felul de infracțiuni de violență. Ori aici avem ceea ce discutăm de atâta timp, autoritatea statului și mijloace prin care această autoritate... Dar dacă, domnule Ponta, dacă îmi permiți, Ion, dacă, să spunem, o astfel de armă automată ajunge în mâna clanurilor din Craiova, vă întreb de Craiova că cunoașteți foarte bine zona. Se aprovizionează din altă parte cei din Craiova, doamna Cărțulescu. Dacă renunță la Sebininja și trec pe Kalashnikov, n-au ei probleme. Cei din Craiova au surse lor. Probabil, aici intru și eu în domeniul speculațiilor și mă și opresc. Probabil însă că nu sunt pentru infractorii de România din cartierul X sau Y al nu știu cărui oraș, pentru că simpla deținerea unei asemenea arme e deja o infracțiune foarte gravă. Preferă să aibă cuțitașe, pistolașe... Faptul însă că există în acest moment, pe o lege proastă pe care toți o criticăm, dar nimeni nu o modifică, o mulțime de oameni cu pistoale, cu gaze, pistoale de toate tipurile, care cum li s-a părut că ai trecut pe înaintea lor cu mașina, se dau jos din mașină și te împușcă, mi se pare mult mai grav decât, sigur, un caz, încă o dată spun, grav, spectaculos, dar cu totul și cu totul special, care sper că va fi rezolvat. Domnul Ponta a spus că sunt îngrijorat de ce se întâmplă. Păi asta se întâmplă zi de zi în România. Da, nu e ceva de pe Marte. Adică e un eveniment. Vedem în fiecare zi. Nu furatul zi de Kalashnikov, agresiunile de zi cu zi. Dar la nivelul ăsta, acolo 50 de arme de genul ăsta este un lucru extrem de grav. Nu este ca un magazin sau ce a spus mai departe, umblă unul cu pistolul cu gaze. Ba, 50 de arme automate din depozitele armate, înseamnă că e o nenorocire acolo. Serios. Nu mai discută. Dacă mai este domnul Bădălan, poate ne spune câte trupa ați înarmat dumneavoastră cu 50 de asemenea înainte de a arme. Ne răspunde la această întrebare, domnul Bădălan, anunțam că este în direct cu noi chiar ministrul apărării, domnul Stănișoară.
Acum înțeleg că este bună această legătură telefonică. Bună seara, domnule Stănișoară, ne auziți? Da, vă aud. Bună seara, bună seara dumneavoastră și invitați dumneavoastră. Ați avut o discuție cu șeful statului major. Domnia sa, ce crede despre toată această poveste? În primul rând vreau să vă spun că ceea ce s-a întâmplat este fără îndoială un eveniment grav, deosebit de grav. Și în al doilea rând vreau să știți că la această oră sunt dispuse măsuri de întărirea securității și de întărirea pazei depozitelor și magazinelor în așa fel încât asemenea evenimente să nu se mai întâmple. Apoi am urmărit discuțiile din platou. Vreau să vă spun că explicația pentru care nu ați aflat, eu știu, amănunte despre ce lipsește și cum lipsește, ține de o procedură standard de cercetare la fața locului. Mai precis, ieri după anunțarea evenimentului, la locul faptei a sosit Procuratura Militară, care a interzis accesul în acea zonă pentru a putea desfășura prelevarea de urme și de indicii. În această după-amiază s-a putut intra în acel depozit ca să se facă inventarul care s-a terminat în cursul serii. Ceea ce este important să știți este faptul că nu s-a furat niciun fel sau niciun tip de muniție. Niciun au dispărut tip... un număr de arme, dar muniție, pentru că probabil puțin de dumneavoastră știu, muniția nu se depozitează niciodată în același loc cu armele, muniție nu a dispărut. Deci acest fapt face puțin probabilă folosirea acestor arme până la prinderea făptașilor. Dar spuneți-mi, vă rog, de câte arme și ce tipuri de arme s-au furat? Pentru că astăzi noi am avut informații doar pe surse. Ne confirmați informația că este vorba despre 50 de AKM-uri, pistoale, TT și Carpați? Domnișoara Cățulescu, acest element, numărul armelor care au dispărut, este un element extrem de important în ancheta care se desfășoară. Și o să vă spun și de ce, ca să poată fi înțeles. Atunci când se interoghează un suspect care are legătură cu cazul și este întrebat câte arme au dispărut, dacă el știe acest număr din presă, atunci acel număr nu mai reprezintă un indiciu sau o probă în tragerea unor concluzii. Deci numărul exact al armelor este un element probatoriu care odată dezvăluit ar îngreuna extrem de mult ancheta. Am înțeles, dar ne puteți spune dacă este un număr mare sau un număr mic? Bun, aici este un subiectivism, intervine un subiectivism la care e greu să luăm. Depinde ce mic sau mare din punctul nostru de vedere. Domnul Cumpănașu dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă în acest caz, e părerea mea personală și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, vi se pare că e potrivit să ajungem să facem filtre și în curtea, în grădina bunicii din Dorohoi? Sau acest caz ar trebui soluționat informativ? Deci, acum hai să fim serioși, aia care au furat armele, ori le-au îngropat undeva, ori dacă văd atâta la televizor filtrele astea, să știți că nu o să umble pe stradă să-i găsiți cu ele în portbagaj. Deci punctul meu de vedere este, și desigur este și o întrebare către dumneavoastră, dacă multele structuri care funcționează în Ministerul Apărării, și din punctul meu de vedere este un minister extrem de stufos și de încărcat, până în acest moment v-au putut da, și o structură informativă, v-au putut da o situație foarte clară. De ce au intrat, cine a fost vinovat, cum au ieșit, când îi prindeți. Deci treaba asta cu structurile Ministerului de Interne care își fac treaba și merg pe stradă să-i întrebe pe oameni, nu cred că va funcționa în cazul ăsta. Adică informativ înțeleg, așa nu înțeleg. Întrebarea este, ne puteți spune acum, de exemplu, de la structurile pe care aveți în subordine, cum stau lucrurile? Deci, domnul Cumpănașu, în aceste cazuri de furt, indiferent că el este de natură aceasta sau altul, sunt niște proceduri standard.
Deci imediat intră în acțiune procuratura și sigur supravegherea și conservarea locului este asigurată de către reprezentanții Ministerului de Interne. Și tot ceea ce vedeți și ați amintit și dumneavoastră fac parte din aceste proceduri standard. Și într-un caz de acesta nu poți neglija niciun fel de tip de acțiune. Adică, dincolo de ceea ce spuneați, acțiunea informativă, nu poți neglija această acțiune de ordine publică și de verificare a ceea ce se transportă pe drumurile publice. Apropo de aceste filtre, domnule ministru, un telespectator vă întreabă, de ce ați angrenat atâtea filtre de control prin care se caută AKM-uri? Sunt oare dotați acești polițiști cu veste antiglonți? Înțeleg de la acest telespectator că nu au astfel de veste și dânsul pare un fel de concluzie și mai avem pretenții că suntem țară NATO, spune dânsul. Sper că ați reținut faptul că nu s-a sustras muniție. Am reținut, dar mă gândesc că dacă furi un AKM s-ar putea să-ți procuri și muniție destul de rapid. Nu neapărat din aceeași unitate militară. Eu cred că structurile Ministerului de Interne abilitate să facă, să desfășoare acest tip de operațiuni, își cunosc bine meseria și știu ce au de făcut și știu cum să se protejeze. Domnule ministru, o întrebare, Ionioniță de la Adevărul Sunt. Noi am făcut o statistică și din ce am văzut este cel mai grav astfel de eveniment cu care s-a confruntat Armata Română în ultimii ani. Până acum e o schimbare radicală, pentru că până acum aveam câte un plutonier, câte un sergent care dezerta, lua și pușca cu el, s-au întâmplat și cazuri în care au și omorât, dar erau cazuri izolate, determinate de motive personale ce se întâmpla acolo. Erau acele, știm, dezertări sau un furt minor, dar acum ați vorbit dumneavoastră, sunt mult mai multe arme și de altă putere de foc decât câteva pistolașe, așa încât aici cazul trebuie tratat cu totul altfel decât aceste evenimente din 2005, din 2002, din 96, absolut minore. Cu siguranță da, și vreau să vă spun și următorul lucru. Este limpede pentru mine, cel puțin și pentru toată lumea, că pe hârtie lucrurile au stat așa cum trebuiau să stea, adică există planuri și proceduri de bază și de protecție pentru acest depozit. Problema e dacă s-au respectat. Cu siguranță nu s-au respectat, pentru că altfel nu se ajunge aici. Și există niște vinovați. Noi, în paralel cu această anchetă penală, am declanșat o anchetă internă, o anchetă administrativă. Și eu vă asigur că măsurile vor fi drastice, pentru că noi nu avem nevoie de asemenea evenimente și vă asigur că nu se vor mai repeta. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Multe mesaje în această seară, dar multe mesaje sunt și foarte cinice de la telespectatorii noștri. De exemplu, domnule Ponta, pentru că ați participat la atâtea emisiuni, un telespectator ne spune: da, eu cred că vor fi prinși făptașii, dar vor fi cercetați în libertate. De doamna judecător turcu, probabil. Posibil. Da, facem haz de necaz. Sau la Craiova. Sau la Craiova. Unde? Nu, dar nu e de glumă. Eu, dacă mai rămâneam ministru, îi spuneam că, sigur, e un om ministru tânăr, îi dăm credit. Dom'le, trebuie intervint în forță aici. Deci nu pot să-mi spui că aștept să rezolve parchetul militar. Ancheta aia paralelă o rezolvi imediat. Ești în Armata Română. Nu ești în Ministerul Culturii. Deci, în 24 de ore, tu singur poți să-ți verifici unitatea din subordine și dai un semnal de cetățenilor că ai făcut ceva. Faptul că se fac filtrele astea, vă asigur, doamna Crețulescu, nu face decât să creeze panică în populație. Deci eu nu cred în rezultatul lor. Am înțeles, nu, administrativ trebuie să facem. Este o inutilitate. Din momentul în care filtrele au apărut la televizor, e clar că cine le-a luat nu le mai ia în spate, sigur, să meargă la fumați sau la ciorogâri, la asta pe de-o parte. Dacă ei au avut timp să le scoată din unitatea parte, militară, așa cum le-au spus, când a avut furtul, acum 7 zile sau 6 zile și așa mai departe. Cine știe unde o fi. În sfârșit, dar vă gândiți cât costă această intervenție a Ministerului de Interne și a Jandarmeriei? Vă rog. A fost procuror. Vă rog. Eu nu cred că cineva și închipuie că acum mai prinde pe cei care le-au luat de la unitate. Cred că ideea este să îi împiedici să le mute de acolo de unde le-au dus. Pentru ca, în mod informativ, așa cum spunea domnul Cumpănașu, să reușești să ajungi la oamenii care au comis furtul, dar dacă până ajungi tu la ei, între timp pleacă cu ele și le scot de acolo,
le ajungi degeaba. Deci cred că rostul acestor, acum vorbesc că a fost procuror și nu ca om care știe mai mult despre, rostul acestor filtre este tocmai împiedicarea mutării. Trebuie practic blocați și acolo unde sunt ca să poată fi prins. Eu vă întreb ca simplu cetățean, ca de la fost simplu procuror. Da. Credeți că filtrele trebuie menținute până vor fi găsite armele? Dacă le vor găsi la anul, un an de zile avem filtre pe șosea. Nu va fi așa, da. Cât au controlat cu filtrele alea? Ce pot să controleze? Ce pot să controlez? Este mai un psihologic. În mod sigur, orice mașină, nu autoturism, orice mașină capabilă să transporte așa ceva. Bun, deci sunt câteva, că nu poți să duci în Dacia așa ceva. Sunt câteva lucruri, dacă vreți, cum le-ar numi militari operaționale aici. Și anume s-a spus că nu sunt bani pentru supravegherea depozitorului. Vă semnalez că nici în 2008, nici în 2007, după știința mea, nici în 2006, dar mi s-a spus că acolo lucrurile au stat altfel, fără să mi se aducă nicio dovadă, bugetul apărării n-a fost executat. Cu alte cuvinte, banii alocați prin buget Ministerului Apărării pentru dotare și așa mai departe, nu a fost cheltuit. Nu au fost în stare generalii să ducă la bun sfârșit programele. Nu credeți că cineva a pățit ceva? Că nu s-au operaționalizat programele, inclusiv pentru militarii aflați în teatrele de operații. A doua chestiune, mă întreb dacă, că se spune că nu sunt oameni, destui, mă întreb dacă generalii aceia pensionați și cu salarii compensatorii, cu miliardul luat la compensație și apoi reangajați tot la Ministerul Apărării, a constitui o soluție pentru pauza acestor... Sau cei care au și firme și care fac... Ei bine, un telespectator pauza acestor care depozite este de un ofițer în rezervă, disponibilizat, spune domnia sa, bănesc că a lucrat acolo sau prin zonă, spune așa că evenimentul de la Ciorogârla s-a datorat faptului că firmele particulare asigură paza și aș vrea să-i adresez întrebarea domnului Bădălan. E adevărat sau nu? Nu, așa ce îi pare de râs. Nu, n-are cum să fie așa. Domnule Bădălan, aveți informații că anumite depozite sau unități militare sunt păzite cu firme particulare? E exclus acest lucru. Paza cu firme particulare se asigură la obiective în care își desfășoară activitatea o parte din personalul armatei, dar în care nu se operează cu documente secrete, nu se operează cu arme, deci este exclus ca la un depozit de armament să se asigure paza cu firme de pază. Dar pentru că tot mi-ați oferit prilejul și îmi pare rău că nu sunt în studio alături de interlocutorii dumneavoastră, pe care, cu tot respectul pe care îl port, cred că privesc un pic superficial un eveniment deosebit de grav. Pentru că suntem în fața unui eveniment deosebit de grav, mai ales dacă numărul nu neapărat să fie cel pe care dumneavoastră l-ați făcut public, dar măcar să fie apropiat de acesta. Și de ce? Ce s-ar putea întâmpla cu armele astea? Că nu am lămurit. Credeți că ar putea ajunge pe piața internă, ca mâine, pe Bulevardul Magheru, să văd un cetățean că trage cu AKM-ul? Întrebați-l pe domnul general, acum deputat, unde vede superficialitatea în ceea ce am spus până acum? Mai asta am spus că este un eveniment deosebit de grav, care nu se încadrează în tipologia furturilor de arme de până acum, generate de câte un dezertor sau care, un om care a fugit din armată cu un pistol și după aia unii s-au sinucis. Deci nu e același tip de caz. Să-l lăsăm e să spună că altceva. Până acum este clar o aberație logică în ceea ce s-a spus. Ne-ați atras atenția că e un eveniment deosebit de grav. Noi aici în studio am spus că e o horă mare, nu? Și e o petrecere cu șpriț, așa? Și dumneavoastră ne spuneți că le-am privit superficial și că e ceva foarte grav. Dar poate că aveți ceva de spus. Eu n-aș vrea să intru într-un dialog de acest gen în care să fac afirmația interlocutorului este aberantă. Pentru că nu vreau să intru într-un dialog de asemenea natură, mai ales că înainte s-a făcut apel, plecând de la, repet, un eveniment foarte grav, s-a adus în discuție generalii care n-au făcut nimic, pensiile sau compensațiile, lucruri care nu au în comun nimic unul cu altul. Ne găsim în fața unui eveniment care, în opinia mea, nu va putea fi soluționat la modul jurnalistic,
nici prin exprimarea opiniilor mele sau oricăruia dintre cetățeni, fie iar chiar și jurnalist acest cetățean sau analist militar, politic, așa. Acest lucru va fi soluționat de organele competente, urmând procedurile competente. Nu cred că este cazul să alarmăm acum sau să ne alarmăm. Domnule Bădăla, nu vreau să fiu nepoliticoasă. Dacă îmi spuneți că organele competente rezolvă competent un caz, noi ne-am convins în această emisiune că rare ori se întâmplă chestia asta și în România cu atât mai rar. Vreau să vă citesc un mesaj a unui telespectator. Nu știu dacă are informații despre acest caz. S-ar putea să cunoască ceva. Spune așa el. Foarte important. Fiind vorba de unitate militară de aviație, așa e unitatea de la Ciorogârla? Da, de aviație. De aviație. Pistoarele mitraliere AKM... Aparține statului major, da. Pistoarele mitraliere AKM erau cu pat rabatabil. Asemenea arme au o dimensiune redusă și pot fi folosite în gherila urbană. Adică pot fi ascunse cu ușurință sub haină. Este o simplă supoziție. O simplă deci este o simplă supoziție. Chiar dacă s-au domnule furat Bădăran, arme ați văzut vreodată arma asta? Haideți cu supoziția. Ați văzut-o sau n-ați văzut-o? Am pretenția că am văzut toate armele care există în dotarea armatei române. Așa se și cheamă în nomenclator. Cu pat rabatabil. AKM-47 cu pat rabatabil. Îl aveți acolo, în opis. Da. Domnule general, vorbească despre supravegherea optoelectronică. Dați-mi voie să vă spun. Da. Vă rog. Deci dați-mi voie să vă spun că suntem doar în fața unor supoziții. În acest moment, eu cel puțin, nu știu ce arme au dispărut din acel depozit. Dacă dumneavoastră știți că sunt din cele cu pat rabatabil, discutăm altcumva. Dar nu ne găsim în fața unor informații certe. Domnul ministru a spus un pic mai devreme, și eu respect opinia domniei sale, numărul și tipul armelor care au dispărut de acolo, deocamdată nu este public și nici nu cred că trebuie să fie public în acest moment. Așa că orice supoziție cu arme care pot fi puse sub palton, sub sacou... Ne-am lămurit cu competența. Bun, vă rog să mai rămâneți în direct cu noi. Mai avem un interlocutor în această seară. Mai rămân în direct cu dumneavoastră, numai dacă domnul Chiriac nu se lămurește foarte așa repede cu competența. Păi, eu sper este să lămuriți. Singura condiție cu care eu mai rămân în direct, altfel nu mai rămân. Eu sper să lămuriți dumneavoastră. Asta am spus, că eu sunt lămurit. Vă rog să pot să întreb și eu ce audiție? Vă rog frumos, domnule Cumpănașu. Domnule general, domnule deputat, cred că se folosește și termenul general, rezervă pentru general. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Domnule, exact. Autoritățile trebuie să rezolve cu competență și cu... Așa, bun. Când, domnul deputat? Deci dumneavoastră ne-ați explicat că este grav. Și noi toți am spus de la început că este grav, nu cred că cineva a spus altfel și aici vă dau dreptate. După aceea ne-ați venit și ne-ați spus, domnule, trebuie să nu inflamăm populația. Asta a spus dumneavoastră. Și cred că aici eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Asta am și spus și eu, domnule, hai să nu inflamăm cu toate filtrele astea. Păi dumneavoastră credeți că pentru toate aceste măsuri luate acum, pe care le vedeți și dumneavoastră cu ochii noastre, da? Și filtrele, și bâlbâiala asta la nivelul decizional, așa, credeți că ajută cumva să nu inflamăm populația? Deci, eu aș propune altceva. Dacă, de exemplu, dumneavoastră, că sunteți deputat, șeful statului major general face o conferință de presă acum și a spune, domnule, eu știu, s-au furat atâtea arme, cât timp vă trebuie sau cât timp le trebuie, s-au furat armele astea, A, B, C, vinovații sunt X, Y, Z și deciziile noastre sunt A, B, Z. Nu ne cumpărați, credeți că înțelegeți că generalul, populația? Amiralul acesta, care da. E șeful statului major, n-a scos un cuvânt toată ziua? Sunt de acord cu dumneavoastră că în acest moment statul major general, poate chiar și la nivelul sistemului de relații publice de la minister, s-a întârziat. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră că până acum ei ar fi trebuit să știe cu exactitate despre ce este vorba acolo. Sunt de acord cu dumneavoastră că
ar fi trebuit să ia primele măsuri și nu știu dacă cumva nu au fost luate aceste măsuri, dar ele n-au fost făcute publice, pentru că eu nu dețin informație în legătură cu acest caz decât cea care a devenit publică. Iertați-mă o secundă, pentru a liniști populația, că eu acum privesc ca un cetățean, ca să mă liniștesc eu, nu are semna să... Păi și eu comentariul ăsta îl fac tot ca un cetățean. Știu, dar ca să, dumneavoastră vorbiți într-o altă postură, că ați fost acolo și știți cum se face treaba, eu nu știu. Dar ca să liniștim populația, nu înseamnă să nu mai facem talk show, asta înseamnă că acea decizie care spune asta să fie făcută publică ca să liniștim populația. Deci, ea se liniștește doar dacă instituția reacționează. Haideți că vă mai dau o variantă de lucru în această seară. Ea vine de la doamna Liliana Ghervasiuc Mincă, pe mulți o cunosc ca șefa Loteriei Naționale, dar doamna Mincă a fost și secretar de stat la ANCEX, adică Agenția Națională de Control al Exporturilor, s-a ocupat fix de exportul acesta de armament. Bună seara, doamnă! Bună seara! Am licențiat și am autorizat acele companii care au importat și au exportat produse strategice, într-adevăr, între 2005 și 2006. Explicați-ne, vă rog frumos, care este percepția dumneavoastră despre acest caz? Gândiți-vă că sunt ruptă de această realitate pe care eu chiar o văd acum și stau și mă uit ca la un film, pentru că e o strategie, într-adevăr. Mă gândesc oare pe cine vrem să denigrăm, pe cine vrem să dăm jos, dar în același timp trebuie să ne gândim că situația este extrem de periculoasă. Adică dacă într-adevăr spuneți că la mijloc ar fi doar o strategie pentru a da pe cineva jos. Pentru a denigra pe cineva, în primul rând. Eu și cred pe că cine armele acelea nu puteau spune să zboare sub nicio formă. În afară de asta, ați auzit foarte clar că acea unitate militară este păzită de către armată. Deci nu este păzită de către pensionari din firmele acelea de pază particulare. Așa că gândiți-vă că au proceduri, știu foarte clar ce au de făcut. Dacă s-au furat acele arme, s-au furat cu siguranță cu complici din interiorul unității. În afară de asta, știu că parchetul își desfășoară în momentul acesta procedura, știu că se culeg probe, știu că încă nu se știe foarte exact cum s-a întâmplat. În afară de asta, știm foarte bine că putem folosi toate procedurile care ne stau la îndemână. Gândiți-vă că de curând s-a făcut publică acea lege prin care putem fi ascultați. Telefoanele celor care lucrează în acest domeniu pot într-adevăr fi monitorizate și putem să ne dăm seama dacă într-adevăr există aici un plan strategic pentru a denigra pe cineva sau dacă într-adevăr cineva a putut, cu atâta inconștiență, pentru că oricum este inconștiență, să se implice într-o astfel de procedură. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu acest subiect, concluzii, și vom discuta și despre ce se întâmplă cu acel proiect de buget care a trecut astăzi prin ședința de guvern, dar și despre decizia președintelui de nu accepta dosarul de pensionare pentru judecătoarea turcă. România în alertă. Ajută autoritățile statului cu informații utile pentru descoperirea armelor și Realitatea TV îți va premia spiritul civic. Urmărește live, minut cu minut, desfășurarea căutărilor. România e în alertă. Fii și tu cu Realitatea TV. Anotimpul rece ne pune la încercare organismul și sistemul său de apărare. De aceea, e important să ai grijă de tine la exterior și în interior. Consumat zilnic, Actimel cu L-Case Immunitas contribuie la întărirea sistemului natural de apărare al organismului. Astfel, cu apărare mai puternică, ești mai bine pregătit să înfrunți vremea rece. Actimel, aliatul organismului rezistent. Bună dimineața! Neața! O, fetele astea! Bună dimineața, dragul meu! Mersi! Cu plăcere! O, mulțumesc!
Eu sunt Alex, prietenul Corinei. Neața, tati! Ce, iubitule, întotdeauna ți-ai dorit un fiu, nu? Iacob Scrânung, puterea Alinta Romei. Acum puteți crește puterea! Coafura mea o să reziste! Inovația Schwarzkopf. Tough Power cu formulă de fortificare și vitamine. Rezistență maximă în tunelul vântului. La petrecerea celor mici. Și chiar la marele eveniment. Oricât de lung ar fi noaptea. Nou Tough Power. Schwarzkopf Professional Hair Care. For you, you and you. Iar pentru părul uscat sau deteriorat, noul Taft Power Cashmere Touch. Rezistență puternică și supleță de cașmir. Încheie la Ardaf cel mai bun RCA din România și poți primi o asigurare de locuință la jumătate de preț, plus tractare gratuită. Caută RCA Ardaf. Pas cu pas ești alături de puiul tău pentru a-l crește mare, iar Nestlé este alături de tine. Planul de alimentație Nestlé te ajută să-i asiguri puiului tău tot ce-i trebuie, etapă după etapă. Oferă-i Nestlé lapte junior cu Bifidus de la un an. Bifidus stimulează sistemul imunitar și juniorul tău va crește mare. Nestlé, ce mai bun pentru bebe. Bucureștiul testează noul Rex cu lapte de migdale. Alb strălucitor și îngrijire specială a rufelor. La petrecerea de la nuntă. Va mai fi vreodată albă? Bineînțeles, cu puterea oxigenului activ din noul Rex cu lapte de migdale. Pentru alb strălucitor și îngrijire specială a rufelor. Alb perfect și îngrijire. Aceasta este puterea oxigenului activ a noului Rex. Alb perfect la un preț atât de bun. Mâine ești invitat la filmul zilei pe Comedy Star. Mâine pe Comedy Star. Acum ai un discount de până la 30% la gama Citroen în limita stocului disponibil, care se tot reduce. Vino la Citroen. Ofertă valabilă până pe 31 ianuarie. Nu știu cum e iarna, mai puține legume, mai puține fructe, mai multe mâncări ori de-astea grele. Oh, e normal să mă simt balonată. Eu nu mai am problema asta de mult. Secretul e Activia în fiecare zi. Datorită fermentului Bifidus Acti Regularis, Activia ajută la reglarea tranzitului intestinal lent. E foarte bun! Acum fardul de ploape nu se mai fixează în țesătură. Primul sistem de protecție împotriva petelor de la Ariel. Trebuie să iei o decizie importantă fără a ezita? E timpul să fii realist. Ia-ți Chevrolet cu până la 20% reducere, 0% avans și 6 luni cască oferit cadou. Chevrolet. Get real. Vino acum la Eternity. Abonează-te la Cosmote și primești telefonul Nokia 6300 începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote. Non-stop dedicați clienților noștri. De ce nu vii la BCR Banca pentru locuințe ca să-ți faci casa cum vrei tu? Dacă nu știai, din acest an, prima de la stat va fi de 250 euro pentru fiecare. BCR Banca pentru locuințe. De la primele simptome, Oscilo va ajuta organismul să fie mai puternic decât iarna. Stări gripale? Imediat, Oscilo Coccinum. Oscilo Coccinum este un medicament homeopatic produs de laboratoarele Boiron. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Mulți susțin că repară părul, dar pentru părul meu există o singură soluție. Inovația Schwarzkopf. Cell Repair. Noul glis pentru regenerarea părului repară părul degradat în interiorul celulei. Pentru mai puțin păr deteriorat și mai multă strălucire. De ce să-l tai? Încearcă Gliss Cell Repair. Schwarzkopf, professional hair care for you. Bucură-te de iarna asta așa cum vrei.
Neoangin are grijă de gâtul tău. Frumoasă veșina noastră, scoace capul prefireastră, scoace capul prefireastră. Geam termoizolant triplu la preț de geam standard. Oferta Q-Fort. Proiectată să nu-i reziști. Să nu-i reziști. Să nu-i reziști. Ajută autoritățile statului cu informații utile pentru descoperirea armelor și Realitatea TV îți va premia spiritul civic. Urmărește live, minut cu minut, desfășurarea căutărilor. România e în alertă. Fii și tu cu Realitatea TV. Doamnelor și domnilor, am revenit cu acest caz. Foarte multe mesaje în această seară. Andrei ne scrie, nu prea cred în această poveste. Eu cred că este cusută cu ața albă, nu este un simplu furt, spune domnul Andrei. În decursul unei nopți sunt 3 schimburi de santinele și este greu de crezut că toți au fost lipsiți de acea elementară vigilență. Nu știe nimeni câte arme au dispărut. Domnul ministru ne-a spus că nu ne spune în mod deliberat. Și se invocă secretul de stat. Cât timp le trebuie să facă un inventar într-o astfel de situație foarte gravă? De asemenea, dânsul se întreabă la ce folosește faptul că poliția ne controlează portbagajul. Eu am simțit astăzi într-adevăr un efect și anume blocarea traficului în mai multe zone. Păi ce vorbeam mai devreme, doamna Crețulescu? Și domnul Chiriac spune același lucru și ceilalți invitați, o astfel de anchetă părerea mea este că nu se face așa când vine vorba de armat. Adică acolo lucrurile se rezolvă mult mai repede. Adică anchetele la armată și pe astfel de unități unde se controlează ce intră, ce iese, nu cred că se face cu voluntarii. Știți unde greșim noi? Nu știu, domnule. Acolo, fiindcă încercăm să analizăm logic și n-avem competență. Asta e problema noastră, să știți. S-ar putea să un alt mesaj foarte interesant. Și vedem, vedem faulturile astea logice care apar în zone unde este competență. Și anume, nu sunt bani. Nu sunt bani pentru supravegherea optoelectronică a depozitelor de muniții, dar banii care s-au dat pentru apărare se returnează la bugetul de stat de 2 ani. Ca să vorbim exact despre ceea ce este vorba. Nu sunt bani ca să suplimentezi. Nu, domnul Ponta? De mulți ani, ne înțelegem. Dar de ce aici, România incompetența nu niciodată pe depozită? Mai spunem așa, e în regulă să plătești 150 de milioane un general din Ministerul Apărării, care e și pensionar, și salariat, și nu știu ce, dar nu ai să mai iei un număr de militari din ăștia sub contract, militare să ai armatei care să-ți păzească depozitul de muniții. Domnule Crăsulescu, eu știam că armata ne apără și adevărat, armata ne apără. Numai că în momentul de față, armata începe să fie un pericol. Deci dacă armata nu-și poate păzi armamentul, deci dacă armata nu se poate păzi pe sine, avem o gravă problemă în România de astăzi. În România, stat membru NATO, aliat cu militari, jos pălăria în teatrele de operații, dar câtă vreme degeaba să bat militarii și la 2-3 luni de nefericire vine unul acasă cum vine, așa, dacă aici armata nu-și poate păzi armamentul. Deci eu, ca cetățean obișnuit, cu toate pe cap acum, nu trebuie să-mi bat capul că au dispărut 50 de mitraliere din depozit. Chiar nu e cazul din depozitul armatei să dispară 50 de mitraliere, după care ni se servesc vorbe că domne, nu știți, e competența acolo care să face. Și apropo de aceste unități militare păzite de firme private, domnul Bădălan ne-a spus exclus. Avem, cred că, vreo 5 sau 6 telespectatori care ne dau exemple concrete. Uitați, vă citesc doar ce scrie Hănțescu Sorin. Spune că în Lipova sunt 2 unități militare păzite de firme private. Eu cred că dumneavoastră nu cunoaște situația din teren, domnule Bădălan. Ne auziți? Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic. Eu cunosc situația din teren. În țară sunt foarte multe unități militare păzite de firme de pază. Dar v-aș ruga să rețineți... Asta v-am și întrebat ceva mai devreme. Deci v-aș ruga să rețineți că
că firmele de pază nu păsesc acele unități militare cu grad de securitate 1 și 0 și această unitate despre care discutăm acum intră în această categorie, depozitele de arme, iar această unitate cu atât mai mult, acei care știu specificul acestei unități știu că această unitate în niciun caz nu poate face parte din categoria celor păzite cu firme de pază. Dar la acele firme de pază, dacă îmi permiți, Alex, la acele firme unde, mă scuzați, la acele unități unde se folosesc firme private, există depozite de armament? Nu. Nu? Depozitele de armament nu sunt păzite de firme de pază. Da, doamna Cățu, că am impresia că vin din X-Files aici. Domnul general, până să vă întreb dacă e pozită de firme de pază sau nu, întrebarea este de... Avei firme de pază care apără armata? Adică oamenii ăia n-au soldați la unitate? Nu. În ce sens? Deci cum adică avem nevoie de firme de pază? Există firme de pază care păzesc obiective militare. Pentru că personalul armatei, cel profesionalizat, gradații și soldații voluntari, nu sunt angajați de către Ministerul Apărării pentru a juca rol de paznici. Bine, dar în comunism, cum păzeau unitățile astea? Adică avem nevoie de... Credeți că ea sunt mai instruiți de la firmele de pază? Discutăm despre altceva. Discutăm despre o armată prin conscripție, cea la care dumneavoastră vă referiți, care era o armată foarte numeroasă și unde armata își putea permite să utilizeze soldații ca paznici. Dar poate îi plătim pe soldați. Românește obligatorii. Armata era obligatorie. Soldații sunt utilizați, deci sunt pregătiți și utilizați în operații militare, nu pentru pază. Nu, iertați-mă, eu am înțeles ce spuneți, dar noi hai să luăm logic. Noi de la buget dăm niște bani la niște firme ca să păzească niște unități militare. N-ar fi mai simplu și mai benefic și am și face locuri de muncă să dăm banii ăștia să angajăm soldați profesioniști care chiar să-și apere unitățile? Adică nu înțeleg, trebuie să externalizăm un serviciu de apărare a armatei către firme private, de apărare a armatei, a acestor unități? Mi se pare hilar puțin, domnul Geam. Unde în lume se mai întâmplă așa ceva? Nu suntem... Nu a inventat Armata României externalizarea serviciilor, inclusiv pe cel de pază. Și dacă e să punem întrebări de acest gen, putem găsi răspunsuri de oricare. Păi, dați-mi pe ăla adevărat. E mai ieftin. E mai ieftin, spune domnul Ponta. E mai ieftin. Costă cu mult mai, puțin să plătim o firmă de pază decât să angajezi proprii oameni, să... Domnul general, domnul general, permite să raportez. Sunt cadru al armatei române, făcut și armata la conscripți. Îmi pare rău că n-am posibilitatea să vă văd, eu nu mă aud. Domnul Ion Meioniță, de la Adevărul. Eu am apucat armata pe vreme și știu cum era în depozite și cu cât îți luai o pereche de bocani și la arme nu știu. Dar să revenim la fapte, unitatea nu era păzită deci, de acești externi, de privați. Era o unitate de maximă securitate 1001, cum a spus dumneavoastră, care era păzită de proprii soldați, de propriu cadre militare. Și faptele sunt următoarele. Au dispărut aceste arme, se caută până acum, dar mie mi se pare principala problemă este că acolo nu s-au respectat procedurile. Că dacă se respectau procedurile și oamenii erau profesioniști pe meseria lor, se întâmpla ceva. Ori vedeau hoții, ori se isca un incident. Trăgeau în ei pur și simplu pentru că au dreptul să tragă, să folosească arma din dotare să se apere. Ori nu s-a întâmplat nimic, a văzut sigiliul rupt, nu știm după câte ore după ce s-a întâmplat. Deci acolo e clar, nu exista disciplină, nu se respectau procedurile din armată. Am sau nu dreptate? Sunt de acord cu dumneavoastră. Acolo au fost încălcate grav procedurile. Iar cei care le-au încălcat, cu certitudine sunt responsabili de acest lucru. Asta e problema. Deci e o problemă de funcționare, de disciplină, de procedură în armată, de regulament, probabil, neaplicarea lui și acolo se poate focaliza întreaga anchetă să vadă cum e posibil să se defecteze așa de mult mecanismul de apărare încât să dispară un asemenea grad de arme cu un asemenea pericol. Asta e tot. Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că
Aceasta va stabili în interiorul unității, în interiorul ministerului, care sunt vinovații de nerespectarea procedurilor și se vor lua măsuri împotriva acestora. Dar asta nu va determina și găsirea armelor și găsirea săptașilor. Ei trebuie să asigure paza astfel încât aceste depozite să fie impenetrabile pentru cei tentați să intre în el. Întrebare de la un telespectator, vă rog, domnule Bădălan, pentru toată lumea. Spune, de fapt, cred că este o telespectatoare. Am și eu o curiozitate. Ce se va întâmpla dacă mâine dimineață, în timp ce mă duc la muncă, intră cineva cu un AKM în metrou și începe să tragă? Păi, vor fi morți și răniți. Este retorică întrebarea. Întrebarea mi se adresează sau este și pentru și dumneavoastră, pentru toți participanții. Puteți să dați și noastră un răspuns. Va fi o mare nenorocire, dar dacă mâine dimineață va intra cineva undeva să tragă cu un AKM, în niciun caz nu va fi unul din astea. Este opinia mea. De ce? De ce? Pentru că dacă numărul lor este cel pe care l-am vehiculat în seara asta, în această emisiune, ele n-au fost luate pentru așa ceva. Pentru așa ceva se ia o armă. Nu se iau 50 de arme. Cel care a furat, dacă într-adevăr ăsta este numărul, ele au fost luate cu destinație. S-a știut din start cine le ia, cui le dă și unde le duce. Astea nu s-au luat ca să se utilizeze pentru un atac din ăsta. Domnul general, dumneavoastră spuneți de fapt acum că n-au fost niște amatori care au venit să se afle în treabă să ia niște puși de acolo, ci a fost o operațiune bine organizată. Ce am spus și eu la început. Exact. Păi și cine putea să organizeze? Cu ce scop? Care e scopul, da? Scopurile pot fi multiple și cred că dacă, repet, eu plec de la acest lucru, că e adevărată cantitatea care s-a spus. Dacă e adevărată cantitatea, ele n-au fost luate decât pentru a fi utilizate în alte zone, în zone de conflict. Și pentru asta rețeaua este o rețea complexă, largă. N-au fost luate să fie vândute la bucată pe piața românească. Și asta se întâmplă dintr-o unicate... Doamna Cățulescu, dacă nu se întâmpla în seara asta la Brașov evenimentul în care trei oameni au fost uciși sau răniți... Doi morți. Să știți că aș fi fost tentat să spun că de fapt nu s-a furat nimic, s-a greșit la inventar, tunelul, groapa pe sub gard era făcută pentru ca Santinela să meargă liniștit la barul din oraș, ca să bea și el una mică în timpul serviciului, nu putea să iasă chiar pe poartă că era legată, și mă gândeam la România ca la o țară de baladă. Faptul că în această seară, la Brașov, deci la Brașov, da, nu la Craiova unde se trage cu pușca pe stradă într-o veselie, nu la Slatina, nici măcar la Constanța, la Brașov. Se întâmplă ce se întâmplă, mă duce cu gândul în cu totul și cu totul altă zonă. Din nefericire, țara noastră se schimbă foarte repede și nu ne place deloc, dar absolut deloc, felul în care se schimbă. Până acum eram săraci, dar liniștiți. Acum suntem în criză și tot mai nervoși și tot mai înarmați. Un telespectator spune că el crede că e diversiune, dar din cu totul și cu totul alt motiv, atât timp cât ne confruntăm cu sărăcia asta și cu manipularea politică și atenția oamenilor trebuie reorientată spre incidente de această natură, incidente care pot fi o diversiune, pentru că dacă era cu adevărat, se producea acest furt, spune telespectatorul nostru, aceste arme erau recuperate la ora asta, unitățile de armament sunt verificate zilnic și așadar, din punctul lui de vedere, argumentul unui furt și unei verificări la mult timp după producerea furtului pică din start. Doamna Ghervasiuc venise în această emisiune cu ideea diversiunii. Nu v-am putut lăsa să vă duceți ideea până la capăt, a intrat publicitatea, puteți să o faceți acum.
Da, eu v-am spus că sunt ruptă de această activitate pentru că mă ocup de loterie de 3 ani de zile și mă ocup bine dacă ne uităm la indicatorii de performanță, însă vă spuneam că noi la agenție nu făceam altceva decât să licențiem și să autorizăm produse strategice. Sunt instituții ale statului care se ocupă de așa ceva, sunt instituții care fac export, știm foarte bine cine face export. În afară de asta, știm că există și o piață neagră și știm că Ministerul de Interne monitorizează aceste produse și în același timp v-am mai spus că eu consider că mă uit la un film, v-am spus că tratez cu maximă seriozitate această situație, dar în același timp știu că se doresc a se schimba multe cadre de conducere și acolo unde lucrurile merg bine, acolo unde oamenii își văd de treabă și nu ai cum să-i schimbi pentru că sunt contracte de performanță, trebuie să găsești anumite strategii ca să-i denigrezi. Chiar cu ajutorul celor din interior, pentru că v-am spus, cei din interior nu sunt străini de acest furt și mă refer la cei care lucrează în unitatea militară. Mulțumesc, doamnă bună. Dar poate ne spune la ce se referă doamna Chirbasu, că eu personal sunt curios, că dânsa spune așa că s-au furat 50 de AKM-uri să se denigreze. Dar nu știu dacă s-au furat 50 de AKM-uri. Eu știu că parchetul în momentul acesta, parchetul militar, desfășoară o procedură și știu că nici măcar probele doamnă, nu au putut fi culese. Hai să spunem altfel, că ceva a fost, hai să dăm din ce a recunoscut Ministerul Apărării până acum, ba chiar Ministrul Apărării. Ministrul Apărării a recunoscut că s-a spart un depozit de muniții și un număr de arme a fost furat de acolo. Că a fost rupt un sigiliu. Și că nu știm când au fost furate acele arme și că nu știm când a fost ultimul inventar. Bun. Și că nu știm exact câte arme erau. Bun. Și pe cine vrea să denigreze cel care a făcut așa ceva? Deci spuneți-ne, chiar nu știu. Păi, tocmai, eu cred că cei care fac ancheta în momentul acesta și urmează procedura vor afla exact pe cine își doresc să scoată țapii ispășitor după acest furt pe care eu deocamdată nu-l consider furt. Deci, stați puțin, înseamnă că aveți niște informații. Chiar nu am niște informații, dar gândiți-vă că deci am lucrat. Deci, spuneți că nu e un furt, e o operațiune făcută de armată ca să denigreze pe cineva din armată. Că dar asta eu nu am spus că de armată. Bun, gândiți-vă atunci de cine e făcută? De MEI, de SRI, de cine? Nu sunt generali la poarta depozitului, da? Sunt oameni care pot, într-adevăr, să fie manipulați în așa fel încât să denigrezi anumite persoane. În general, oamenii sunt oameni, nu sunt roboți. Eu nu m-am lămurit. Nu-i nimic. O să ne lămurim când parchetul, într-adevăr, o să ne prezinte raportul. Și cât s-a lămurit timp cineva de aici? Sau? Nu, nici eu nu m-am lămurit. Da. S-a lămurit cineva? Cine ar putea fi persoana vizată? Ne puteți indica și un nume? Și poate știți noastră. Eu nu m-am lămurit. Cine răspunde de acel depozit? În subordinea cui este? În subordinea cui este? Eu nu mă pricep pentru că nu lucrez la Ministerul Apărării. În subordinea cui este domnul Bădelan acel depozit? Acel depozit este în subordinea statului major al forțelor aeriene. Adică este vizat chiar șeful statului major? Dacă am ține cont de... Eu mă îndoiesc că s-ar putea instrumenta un asemenea moment în care ministrul apărării iese și recunoaște că într-adevăr s-au furat de acolo arme și noi să credem că asta a fost așa un lucru montat de cineva cu obiectivul final să schimbe din funcție o persoană. Nu pot crede așa ceva, pentru că dacă e să discutăm răspunderea juridică în legătură cu acest lucru, oare comandantul de gardă, oare comandantul unității care răspunde de întreaga activitate din unitate. Deci persoanele care juridic ar putea fi trase la răspundere sunt aceștia și probabil încă alții dintre ei de sub comanda lor. E adevărat că dacă ne gândim că răspundere morală privind modul în care se organizează, în care se desfășoară activitățile din întreaga armată, o putem duce până la nivelul șefului statului major general sau până la nivelul ministrului. Am înțeles, chiar. Uitați, mulți telespectatori și unii spun, vor să-și
să rămână anonim, spun așa. Armele au fost sustrase cu mult timp înainte, piele nu mai erau acolo de mult și au ajuns unde trebuiau să ajungă. Și restul e doar cancan. Conchide un telespectator. Și tot apropo de filtre, de mesaje, am putea trece la, și la subiectul bugetului, pentru că ne scrie un telespectator pentru domnul Ponta și atrage atenția, știți, polițiștii aceia pe care îi vedeți în stradă fac filtre și polițiștii care au făcut ancheta acolo la Brașov făceau ore suplimentare. Și lumea se plânge că tocmai cu vreo două ore înainte domnul Bocheșa de la guvern și îi spunea pentru toți bugetarii am tăiat orele suplimentare. Ei, astfel de cazuri nu pot fi rezolvate decât în situația în care mai există ore suplimentare, pentru că altfel oamenii aceștia nu mai ieșeau pe teren. Nici la Brașov, nici în cazul asta filtrelor. Asta a scris un polițist. Probabil. Pornim de la principiul pe care l-am stabilit, guvernul de vină. Ca să vă spun, apropo însă de întrebarea concretă, și vreau să răspund serios la ea. Vă rog. Că unul din subiectele, să zic, care astăzi la buget au fost foarte disputate, a fost cererea colegului nostru, domnul Dragnea, vis-a-vis de o suplimentare a bugetului Ministerului de Interne pentru, sper să nu greșesc, 6.000 de noi posturi. Și vreau să vă spun că, deși e bugetul așa cum e el de strâmt, s-a găsit o soluție pentru chestia asta. De-aia când m-ați întrebat acum o oră prima dată ceva și am spus ceva, vă spuneam că îmi doresc să avem mai multă autoritate, să avem mai mulți polițiști și mai departe, sigur, poate la sfârșitul emisiunii, să avem și judecători care să-i condamne pe infractori. Dacă avem 6.000 de noi polițiști, poate că acei polițiști nu vor trebui să mai facă atâtea ore suplimentare. Ceea ce n-ar fi rău până la urmă. Și atunci unde e economia? Vreau să vă spun. Dar lămuriți că până la urmă ei întrebau, bun, mai ne plătiți orele acestea suplimentare sau nu mai ieșim în stradă? Vreau să vă spun că orele suplimentare la care se referea premierul erau în primul și primul rând nu față de poliție sau armată, ci față de restul administrației publice, unde veniturile provenite din ore suplimentare, prime și așa mai departe, depășesc cu mult salariul de bază. Până la urmă, ideea era asta, ca să știm cât câștigă un om, de fapt. Că omul, dacă îl întrebi, vorbim în administrația publică, de la minister, dacă îl întrebi, are salariul 10 lei, dar cu prime, cu salarii, cu adaosuri, cu așa mai departe, ajunge la 30. Și atunci, cumva, ne păcălim singuri, nu știm de unde până unde ajungem cu banii. Și acei 20% reducere, s-a spus foarte clar, se reduc 20% din fondul de salarii. Că rămâi cu același număr de oameni, că angajezi mai mulți, mai puțin important. Important este să-ți drămâiești acei bani cu 20% mai puțin. Și cred că, cel puțin apropo de cazul dinainte, nu am vorbit deloc despre impactul psihologic al unui astfel de furt și constat că foarte mulți oameni ne scriu asta, gândiți-vă doar la impactul psihologic, arme furate, mintea te duce la jafuri la drumul mare, soldate cu mulți, după aceea tot felul de justificări. Da, într-adevăr, un jaf, coincidență sau nu, înțeleg că acolo s-a folosit o armă de mici dimensiuni la Brașov. Nu s-a folosit o armă militară. Armele militare sunt cele din depozit. Acolo s-a folosit un pistol din acela de care nu se fură de la lumea. Se teme. A, normal. Mie mi se pare mult mai grav. Ce s-a întâmplat? Doamna Crețărescu, mai e și un alt aspect pe care l-am subliniat. Cu cât autoritățile vor întârzia să dea răspunsul, biserica și armata erau în topul încrederii. Deci, cu tot respectul pentru cei care lucrează în armată și cred că sunt foarte mulți oameni responsabili acolo și care știu ce fac. Cu cât această autoritate întârzie să ne dea un răspuns concret, rapid, eficient și aceste talk show-uri vor continua, cu atât imaginea, din păcate, armatei va avea de suferit. Eu îl înțeleg și pe domnul general Bădălan și pe ceilalți din sistem, au tot dreptul să protejeze sistemul, dar pentru ca populația să-și păstreze încrederea în aceste structuri, trebuie ca ele să reacționeze rapid, indiferent că e vorba de justiție, de poliție, de armată. Armata până acum era un subiect tabu, ca și biserica, știți foarte bine unde se află în topul încrederii cetățeanului, nu se făceau greșeli și acolo, dacă se făceau greșeli, erau reparate imediat. Deci, conducerea ministerului și cei care fac parte din eșaloanele de conducere din SMG, din statul major general, trebuie să vină cât de repede, mâine, cu o explicație rapidă, pentru că dacă mai continuă cu filtrele astea, cu televiziunile care stau după polițiștii care fac ore suplimentare ca să-i prindă pe aia care niciun caz nu se mai află cu armele în bagaj, cei care au de suferit este tot armata.
Suferă sau nu s-a întâmplat și până la urmă acolo, la nivel decizional, nu s-au luat măsurile corecte sau nu s-au aplicat strategiile corecte pentru că aceste unități militare să funcționeze așa cum trebuie. Ceva mai devreme ați văzut pe ecran acea hartă cu filtrele organizate de poliție și jandarmerie. Foarte mulți telespectatori ne-au scris că astăzi au circulat prin țară și filtrele nu sunt doar în aceste 6 județe pe care le vedeți afișate pe ecran, plus municipiul București. Un domn, 9, mă scuzați, un domn ne spunea că a circulat în vestul țării și erau filtre și acolo și ne spunea ori sunteți dezinformați, ori ne dezinformați pe noi. Cred că mai degrabă suntem noi dezinformați. Dar pentru că astea? Aceste, ce anume? Cu județele acelea roșii. De la autoritățile statului, dacă nu mă înșel, Ministerul Apărării. Sau, nu, Ministerul de Interne, greșesc. Eu sper că și cei care au furat armamentul studiază cu atenție harta publicată pe ecran. Adică să știe exact unde sunt filtrele și pe unde eventual. Și să o ia prin Sibiu. Tocmai asta vă spun, telespectatorii ne anunță că sunt și în alte județe filtre. Eu nu pot să cred că dumneavoastră dați această hartă sau că cineva normal la cap de la minister v-a dat o asemenea hartă. Pentru că ideea cu filtrul e tocmai să nu o dați dumneavoastră la televizor. Dar, până la urmă, probabil că nu o să-i prindeți dumneavoastră pe ea. Îi derutează. A, probabil. Zic e ceva... Teleorman. Normal că stăteau în zona de vest pentru a nu... pentru că armele să nu iasă din țară. Cred că toată lumea se gândește că armele alea nu sunt pentru România, sunt pentru în afară. Vedeți ce se mai întâmplă aici? Vedeți, așa se poate și afla și adevărul, da. E foarte important lucrul ăsta. Ferească Dumnezeu să avem, într-adevăr, o problemă reală în această țară. România nu are proceduri. Atunci când s-au întâmplat atentatele din Marea Britanie, când s-au întâmplat atentatele din Marea Britanie, nu în 2005, în 7 iulie, numărul de victime a fost mult mai mic decât ar fi putut să fie, fiindcă s-au mișcat ceas britanici. Vreau să vă spun așa, numai antrenamentul, i-au făcut antrenament ani de zile și fac în continuare. Pentru prevenirea acestor atacuri teroriste a costat 4 miliarde de lire sterline. Atunci Marea Britanie își permitea, astăzi nu și-ar mai permite așa ceva. Dar în România, iată, într-un asemenea caz, asta tot că sunt foarte mulți filozofi pe peste tot, în toate structurile, așa, cu amenințările asimetrice, cu alte lucruri care se povestesc acolo cu mare competență. Da, nu știu cum să procedeze în această situație. Și ce facem noi aici? Nu facem decât să sesizăm la bunul simț cum stau lucrurile. Domnul Chirea, pot să vă întreb o secundă? Sigur că. Dacă noastră ați fi... Haideți, nu ați făcut armata, probabil eu n-am făcut-o. Nu, eu am făcut-o ești... ca și Ion, am făcut, eu am prins obligatorie. Dar cei care au făcut, domnule, dacă ești șeful unei unități militare, în primele ore nu poți să sesizezi măcar la prima mână pe ăla care a greșit, să dai un comunicat că ai sancționat doi caporali, domnule, ca să liniștești populația? Nu, aceia vor răspunde penal, atenție. Stai, domnule, că răspunde penal. Nu, eu vârstă administrativ acum. Păi nu-i mai sancționez administrativ, răspund penal. Până se termină ancheta la parchet, s-ar putea să mai dureze încă vreo 3 zile cu filtrele. Deci tu, conducătorul penal, conducătorul asta e anchetă de 3 ani de zile. Nu poți să dai un semnal în prima zi, în prima oră, domnule, ăia 5, nu știu unde sunt restul vinovaților. Dar ăia 2, 3, 5 soldați ce-or fi, i-am penalizat, liniștim populația. Dar știți ce aș fi putut să fac? Nu știu ce s-aș face. Aș fi putut eventual să anunț publicul, să anunț electoratul, să anunț românii că din acest moment există pază, există pază la depozitul de armament de la Ciorogârla. Asta a încercat să spună și domnul ministru, că a luat măsuri pentru că asemenea lucruri să nu se mai repede. Iată, domnul ministru a dat o informație valoroasă, prima, dacă vreți, dată de tot establishmentul militar. Și acum, acum. Noi... Deci, acum nu ne mai temem că ce s-a furat, s-a furat. Dar alte arme nu se mai fură de acolo. De fapt, acum conducerea ministerului este într-o situație de criză. Ei trebuie să acționeze ca într-o situație de criză, că dacă îți dispare armament la o anumită... S-a format o celulă de criză. Există ei trebuie... Și o componentă importantă a acestei situații de criză este să ai o comunicare cu populația. E, o informație interesantă de la un telespectator. Realitatea probabil că are de la celula de criză harta cu filtrele, aceasta care se dă pe la surse, televizor. Pe surse, că tot e pe surse. Da. Dar să știe cine conduce celula de criză și cine comunică din partea acestei celule de criză cu populația 24 de ore din 24 când vrei. Pe surse. Pe surse. La guvern, evident. Inevitabile surse. Apropo, o informație foarte interesantă a unui telespectator care spune că
A făcut și el armata la aviație și spune că este imposibil ca Santinela să nu știe că s-a spart sigiliu. Înainte de a intra în post, trebuie să verifice, dacă sigiliul e întreg. Păi astea sunt procedurile. Dată. Este un protocol acolo care trebuie să se respecte minut cu minut. Verificarea sigiliilor, numărul de pași pe care îi face, aria pe care o cuprinde, patrularea, statul în post, toate astea sunt reglementate. Nu sunt așa după cum îi vine unuia să zică, domne, eu astăzi dorm mai mult și nu mă duc să păzesc depozit. Domniță, pot să întreb și eu ceva, domnul general Bădălan, că aș vrea să, ca un cetățean, să știu cât de liniștit stau cu poliția și cu filtrele când plec din București. Cât mai durează? Cât durează o astfel de anchetă? Că nu e asta vorbim aici. Da, dânsul știe că sunt niște proceduri acolo, nu poate să dureze un an, nu? Poate ne spuneți la asta, noi, pentru astfel de anchetă, când pot să apară primele rezultate pe plan administrativ? Eu nu vreau de ancheta pe care o face parchetul. Ministerul, când ar putea să ne dea primele rezultate, ca să nu mai continuăm cu nebunia asta, cu județele, cu harta, cu... Cred că avem o mică problemă cu legătura din Brăila, îmi pare rău, nu ne poate da domnul Bădălan acum acest răspuns, probabil ceva mai târziu în emisiune. Și pentru că tot am ajuns la anchetă judecători, vă spuneam la începutul emisiunii, domnilor și domnilor, în cazul judecătoarei Turcu, vă aduceți aminte, am făcut foarte multe emisiuni pe această temă, vă spuneam, cred că în penultima emisiune, că această doamnă a cerut pensionarea, o pensie foarte mare în cazul domniei sale, dacă ținem cont de ceea ce a scris ziarul Guardianul, adică peste 100 de milioane pensia calculată pentru doamna judecător Turcu. Astăzi însuși președintele României a spus că nu acceptă acest dosar de pensionare pentru că ar fi incomplet. Ați consumat mai mult decât de obicei? Ce s-a întâmplat? Avem adesea judecători care încalcă legea și vă sunt cunoscute probabil exemple elementare, ca cel cu doamna judecătoare de la Dâmbovița. Președintele se referă la judecătoarea Elena Turcu, cea care a fost implicată într-un accident rutier ușor. Deși polițiștii au stabilit că judecătoarea conducea mașina cu alcoolemie de 1:1000, procurorul a decis neînceperea urmăririi penale pe motiv că tursa cu care s-au recoltat probe biologice nu era omologată. În noiembrie 2008, parchetul general a cerut redeschiderea dosarului. Vrem să facem testul, da? Haideți, vă rog. Suflați, vă rog. Suflați, nu puneți... La scurt timp de la izbucnirea acestui scandal, la sfârșitul anului trecut, Elena Turcu a cerut pensionarea, deși are numai 46 de ani. Legea e de partea ei și îi dă dreptul să iasă la pensie după 21 de ani de vechime. De atunci așteaptă un semn de la președinte să-i semneze cererea. Traian Băsescu nu și-a dat iscălitura pe motiv că judecătoarea din Târgoviște nu îndeplinește toate condițiile necesare. Ponta, explicați-ne ce înseamnă această lipsă a semnăturii președintelui pe dosarul doamnei. Păi nu, vreau să explicăm că președintele nu e casă de pensii. Președintele însă, la magistrați, judecători și procurori, este cel care îi numește în funcție prin decret și le încetează funcția, eventual îi revocă, tot prin decret. Și președintele, înțeleg că a refuzat să semneze acest decret, considerând că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru a-și da semnătura pe... Care e efectul? Efectul este că probabil se vor întoarce la CSM toate documentele, dar probabil că președintele a urmărit un efect public, în special prin chestia asta, și se așteaptă alături de, cel puțin de noi doi, care de vreo 3-4 luni, și pe domnul Cumpănașu și alții care au fost alături de noi, se așteaptă la alte câteva gesturi la fel de importante. În primul și în primul rând, eu le pun în ordinea în care eu o consider importanței. Faptul că cei 3 sau 4 polițiști care și-au făcut datoria și-au avut curaj să sancționeze o judecătoare, să li se facă dreptate, pentru că vă reamintesc că ei sunt trimiși în judecată de colegii doamnei Turcu. În al doilea rând, ca dosarul doamnei Turcu, care a fost redeschis, a fost infirmată soluția de către parchetul general, să intre pe o procedură corectă și normală. Și în al treilea rând, doamna Turcu și judecător ca domnia sa, nu să vină să spună eu, m-ați prins, ies la pensie. Ci să fie excluși din magistratură de către CSM. Aceiași care n-au sancționat-o și care au făcut dosarul de pensie, l-au trimis la președinte. Pensie de 100 de milioane? Da. Mai mult de 100. Așa a scris ziarul Guardianul. 110. Avocatul doamnei judecător, doamna Gheorghița Stoian, spunea că este vorba de o sumă ceva mai mică, de circa între 50 și 60 de milioane. 80% din veniturile pe ultimele 3 luni. Conform legii.
de pensionare a magistraților. Este o lege specială în seama, cazul deci magistraților. Banii ăștia se iau din fondul de pensii, nimeni n-a contribuit. Nu, din bugetul de stat, domnul, că în fondul de pensii nu sunt pentru, n-a cotizat. Păi nu a cotizat nimeni cu banii ăștia. Corect, nu? Pe asta că zic, de se iau din bugetul. Doamna, dacă iese din magistratură, înțeleg că intră în avocatură, alte venituri și cu pensie. Și cu pensie. Eu vă întreb atunci, de ce nu n-o fi băut mai din timp, doamna judecător, și nu i-o fi călcat pe polițiștii ăia mai din timp? Chiria, nu era mai profitabil? Să vă, și zău că nu mai vorbesc. Da. Aici nu problema. Nu, că vă rog nu să vorbiți. Nu, în general îmi place ce spuneți. Nu sunt de acord cu faptul. Acum, toți judecătorii beau sau nu. Aici, greșeala fundamentală, orice castă, orice profesie are propriile oi negre. Problema fundamentală în acest caz a fost faptul că cei care trebuie să curețe sistemul, la jurnaliști, cum se numește la dumneavoastră corpul acela profesional, la magistrat se numește CSM. Dacă CSM-ul a 5-a zi, a 10-a zi, a o lună după, lua măsuri și o excludea din magistratură, nici nu se mai făceau emisiuni, nici nu se mai ajungea la blamul aruncat asupra judecătorilor, pentru că nu-i corect să arunce asupra tuturor blamul. Problema este că cei care trebuie să facă, de fapt, curățenie, sunt cei care acoperă curățenia. Murdăria o bagă stați sub preș. Să vă mai supreș. Că ați spus adineau că polițiștii care au îndrăsnit să își facă datoria, le-a făcut doamna dosar penal. Le-a făcut doamna dosar penal și niște colegi de-ai doamnei îl judecă. Da. Îi judecă. Bun. Dar colegii doamnei acum sunt în atenția CSM? Da, ne poate, ne poate răspunde doamna avocat. De ce ar trebui să fie? Să-i judecă o cauză pe rol. Care e problema? Domnul Ioniță, deci, doamna, iertați-mă, doamna avocat a făcut o sine pe domnul Ponta și trebuie să o ascultați. Să o ascultăm pe doamna Gheorghița Ștefan. Bună seara, doamnă. Stoian, mă scuzați. Bună seara, doamnă. O întrebare de la domnul Chiriac. Dacă... puteți să o repetați, vă rog frumos. Întrebarea mea era, înțeleg că polițiștii care și-au făcut datoria sunt acum judecați. Am auzit de la domnul Ponta adineaur. Sunt acum judecați de colegii doamnei judecători, aceasta care tocmai și-a depus dosarul de pensie. Și mă întrebam acolo dacă acești domni judecători care se pretează la așa ceva, v-ați dori să-i aveți judecători în cauzele dumneavoastră, nu știu. Bună seara, doamna Crețulescu, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara din nou. Vă rog, răspundeți. O să vă rog să nu mă întrerupeți. Au fost făcute câteva precizări de către invitații dumneavoastră. Mi s-a adresat și o întrebare și aș vrea să răspund. Vă rog frumos. Nu cred că este întâmplător și nu este o coincidență că domnul Victor Ponta, un membru al executivului, apare mereu în emisiunile dumneavoastră și culmea anticipează ce va face... Da, vă spun că nu e întâmplător pentru că invită echipa emisiunii mele. Vă rog, v-am rugat, doamna Crețulescu. Dar și faptul că sunteți dumneavoastră cred că nu e întâmplător, că sunteți avocata doamnei. Anticipează domnul Ponta, dumneavoastră nu sunteți nici avocat, domnul Ponta, nici procuror. Dumneavoastră sunteți un membru al executivului care ar trebui să nu vă amestecați în puterea judecătorească și să respectați principiul separației puterilor în stat. Cam cum respectați dumneavoastră legea și clienta legea dumneavoastră? Legea și judecătorii, domnule Ponta, nu trebuie să facă ce ziceți dumneavoastră și nu știu cât veți înțelege acest lucru sau ce vă doriți dumneavoastră. Judecătorii trebuie să judece întotdeauna cu obiectivitate și imparțialitate și nu sub presiunile pe care le exercitați dumneavoastră la o televiziune. De aceea spuneam că nu este întâmplător că dumneavoastră anticipați, culmea, cu câteva zile înainte, ce va face procurorul de caz, ce va face procurorul ierarhic superior, ce va face președintele României, cum se va judeca dosarul și așa mai departe. În ceea ce privește decizia domnului președinte al României, aceasta nu este o decizie de respingere a cererii de pensionare a doamnei judecător. Dosarul a fost retrimis Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce nu înseamnă sau nu echivalează cu un refuz de pensionare a doamnei judecător. Domnul președinte a solicitat să se reanalizeze dacă doamna judecător îndeplinește condițiile de pensionare, iar din acest punct de vedere, Consiliul Superior al Magistraturii vă precizez că s-a pronunțat prin hotărârea numărul 301 din 2008 în sensul că
prevederile articolului 86 aliniatul 1 din legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale prevăd că admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa Teritorială de Pensii. Și a subliniat și domnul Victor Ponta acest lucru. Decizia de pensionare este emisă de Casa de Pensii Teritorială, de care aparține asiguratul, și această decizie de pensionare nu poate fi atacată decât în termen de 45 de zile de la comunicare. În ceea ce o privește pe doamna Turcu, decizia de pensionare a fost emisă în 20 decembrie 2007 și nu are niciun fel de legătură cu campania de presă pe care o desfășurați dumneavoastră. Adică vreți să ne sugerați că nu se mai poate face nimic, indiferent că astăzi domnul președinte n-a vrut să-și pună semnătura pe acel dosar. Nu ca să înțelegem, eu vă permit să vă continuați ideea, dar fac aceste mici întreruperi ca să ne fie clar. Deci, noastră ne sugerați că oricum nu se poate face nimic. Încă m-ați întrerupt. Deci, Consiliul Superior al Magistraturii, prin această hotărâre numărul 301/2008, a stabilit că la soluționarea cererilor de eliberare din funcție prin pensionare, formulată de judecători și procurori, se impune a se analiza doar existența deciziei de pensionare, constatarea îndeplinirii condițiilor legale pentru a beneficia de pensie, fiind atributul exclusiv al casei de pensii. Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii doar ia act de decizia de pensionare și nu analizează condițiile de pensionare. Ele au fost analizate. Nu, și atunci ce rost mai are gestul președintelui de astăzi? Doamna Crețulescu, eu am avut și am încredere în continuare în judecata obiectivă și imparțială a domnului președinte. Cred că cineva îl dezinformează în mod sistematic pe domnul președinte. De fapt, cred că cineva îl minte în mod sistematic pe domnul președinte în legătură cu cazul Turcu. Și cred că la un moment dat domnul președinte va stabili și cine îl minte în legătură cu acest caz. Și sper să și răspundă pentru această dezinformare și pentru minciunile pe care le creează. Am eu o idee cum să răspundă, să-l judece doamna Turcu. N-am înțeles. Nu, acesta care îl dezinformează pe domnul președinte, despre care vorbeați dumneavoastră, mă gândeam să-i dăm o pedeapsă, să-l judece domnul doamna ziarist, Turcu. Domnul ziarist, există pe rolul instanțelor două dosare. Unul care privește polițiștii care s-au purtat abuziv față de un cetățean al României. Este absolut, am văzut și noi la televizor, este ceva de neimaginat. Acei măgari de polițiști au îndrăznit să-i pună fiola doamnei judecător. Nu, n-au îndrăznit. Deci, pentru așa ceva, după ce comisese un accident, polițiștii aceia au îndrăznit să-i pună fiola doamnei judecător. Ceva de neimaginat. Aveți dreptate. Mă puteți asculta? Nu știu cât ați urmărit din acest caz. Doamna judecător n-a comis un accident de circulație. Doamna judecător a lovit oglinda retrovizoare a autoturismului său de oglinda retrovizoare a unui taximetru. Acesta a fost incidentul în care a fost implicată doamna Turcu. Da, avea și un pic de alcoolemie de incidente, nu? Domnul ziarist, vă rog să mă permiteți să vă pun o întrebare. Da. La câte astfel de incidente, dacă n-ar fi fost o făcătură, ați văzut poliția deplasându-se în forță cu 3-4 echipaje, cu 5 televiziuni? Vă arăt imediat un caz. În dosarul cauzei doamna Crețulescu, da. Există în dosarul cauzei o probă foarte importantă pe care nu o știți, probabil că nu o știți până la această dată. Înainte de producerea acelui incident, în fața Inspectoratului Județean de Poliție așteptau, erau în așteptare. Doamna avocat, vreau să cele trei echipaje de poliție așteptau ca doamna judecător să lovească oglinda sau să consume alcool sau ce așteptau? Domnul ziarist, faceți afirmații grave. Doamna Turcu este nevinovată. Nu a consumat alcool. Am demonstrat acest lucru și până la urmă nevinovăția asta am mai văzut asta de vreo 10 ori în emisiunea asta și eu știu ce vreți să spunem, asta știți ce vreau noi să spunem. Domnul Alex Tupărașu, sunteți un om de mare bun simț. Mulțumesc, doamnă. Sunteți un om de mare bun simț și știu că adânc sufletul dumneavoastră ne dați dreptate. Nu, stați puțin, că nu vă dau dreptate. Nu, vreau să vă pun o întrebare. Nu, vreau să mă lămuresc pe chestiune. Stați, domnul Ponta. Deci eu înțeleg că noastră cu dumneavoastră i-ați dezvădat o Nu, eu n-am nimic, înțeleg că i-ați dat dreptate. Pentru că sunteți un om de mare calitate. Da, deci nu puteți face altfel. Poate că sunt, domnul Ponta, vedeți. Dar vreau să vă întreb ceva. Câți ani are doamna Turcu acum?
48 de ani, domnul Alexandru. Și vreau să vă întreb, adică eu stau și mă gândesc, părinții mei, mama, de exemplu, are mult mai mult decât dânsa și încă n-a vrut să se pensioneze. De ce ar fi vrut mulți să pensioneze? Mulți înainte sănătoși. Mulțumesc, o să-i transmit. Dar întrebarea este, de ce ar fi vrut doamna judecător să se pensioneze așa de repede? Eu înțeleg că sunt niște condiții acolo, fie la 60 și ceva de ani, fie la 25 de ani de activitate. Are doamna Turcu 25 de ani de activitate? Nu, domnul cumpărașul. Aici, cum, știți, aici nu știți legea. Dacă îmi permiteți să vă trimit mâine, am să încerc să vă contactez în cursul zilei de mâine, am să vă trimit toate hotărârile judecătorești și toate documentele din dosar. Cred că meritați acest lucru și meritați să știți adevărul. Da, doamnă. Vreau să vă spun că pensionarea la judecători... Spre deosebire de noi ceilalți care nu merităm să știm adevărul. Pensionarea la judecători se face în baza legii speciale a acestora, care le dă dreptul să se pensioneze. Magistrații se pot pensiona cu o vechime în magistratură între 20 și 25 de ani, în acest caz, cuantumul pensiei fiind micșorat. Nu, doamnă, am înțeles, dar știți și dumneavoastră foarte bine, știți la fel de bine ca și mine, că și domnul ministru al justiției spunea aici, și doamna procuror, că avem un deficit de magistrați în sistem. Deci nu era mai bine ca... Au plecat foarte mult. Nu, dar de ce a plecat? Nu s-a ținut, dânsa era totuși tânără. Adică de ce a vrut să se pensioneze la 48 de ani, cum avem un mare deficit de judecători? Are legătură cu cazul ăsta? Se simte vinovată? Explicați-mi. Domnul Cumpănașu, vă repet și o să vă trimit decizia de pensionare mâine, dacă îmi permiteți acest lucru. Nu s-a pensionat acum. Doamna, dar în 2007, de ce s-a pensionat distinsă, doamnă? Îi permitea. Păi permita, n-am spus că a făcut un lucru ilegal, dar domnul Cumpănașu vorbește de un fapt de viață. La 48 de ani ești în plină forță, magistratura are nevoie de personal pentru că e un mare deficit acolo. De ce s-a pensionat, doamnă? Păi, doamna, doar așa se ia banul statului, degeaba. Dacă, dacă ar merge pe raționamentul dumneavoastră, acesta ar însemna că domnul președinte de acest lucru, din acest motiv, nu i-ar fi semnat decizia de pensionare, doamnei judecător. Nu știu din ce motive. Eu cred că am găsit motivul. Deci domnul președinte a văzut că e un om foarte valoros pentru magistratura din România și a spus, domne, nu putem pierde așa ceva și atunci nu i-a semnat dosarul de pensionare. Nu știu. Vă rog. Poate că domnul președinte, cu înțelepciunea dânsului, i-a văzut mapa personală, profesională a acesteia. Poate a văzut că a fost distinsă, a primit o distinție din partea instituției prezidențiale pentru întreaga sa activitate. Când, doamne? Poate a văzut că este un om cu comportament direct. Ați văzut? Domnul Chiriac, o informație foarte importantă. Când a decorat-o domnul președinte pe doamna Turcu? Nu, am spus că a decorat-o, doamna Crețulescu. Am spus că a decorat-o instituția prezidențială, nu domnul președinte Păstescu. Domnul Iliescu. În anul 2000. Domnul Constantinescu atunci în 2000. Nu rețin exact. A primit cea mai înaltă distinție pe care o poate primi un magistrat în statul român. Iertați-mă, nu, am înțeles, dar vreau să vă pun aceeași întrebare pe care v-am mai pus-o, tocmai pentru că sunt un om de caracter, așa cum spuneți dumneavoastră. Vreau să vă pun aceeași întrebare. De ce, doamna Turcu, că ne-am uitat la imagini, nu e cât de greu ar putea să fie să-și ceară scuze de la polițiștii aceia, poate și cer și dâns și după aceea și avem o reuniune aici în platou. Dar acum, serios, adică n-ar fi mai simplu decât să ajungem la toată această discuție, că eu am văzut... Domnul Cumpănașu, dacă îmi permiți doar să adaug ceva. Și în felul ăsta, un om atât de valoros ca doamna Turcu rămâne în magistratură, domnul. Dacă toată lumea se împacă și plânge și face o horă, poate doamna Turcu hotărăște să nu se mai pensioneze. Iată, avem și explicația de la doamna avocat. Deci domnul președinte Băsescu nu i-a semnat dosarul, tocmai fiindcă este un element decorat de președinție și foarte valoros, și atunci adânsa rămâne mai departe în magistratură și încasează salariul. Mai bine cere scuze. Eu n-am auzit treaba asta de la doamna judecător. Vă rog foarte scurt, vă mulțumesc mult. În legătură cu problema domnului Alex Cumpănașu de a cere scuze pentru acel comportament, aș fi vrut să nu spun niciodată pe postul de televiziune acest lucru. Dar dumneavoastră nu vedeți decât niște imagini mixate de postul Realitatea TV și care n-au nimic comun cu ce s-a întâmplat în seara respectivă. Mixate? Domnul Cumpănașu, vedeți că polițiștii susțin că doamna Turcu n-a suflat corect în etilotest. Dar în același timp, la dosar n-au depus rezultatul printării la etilotest.
Dar în același timp la televizor vă tot apare un etilotest cu un rezultat de 0,91. Doamnă, dar nu mă refer la etilotest, că n-acum n-avea cum să mixeze ce spunea doamna Turcu cu dobitociul, sau mă rog, ce expresie a folosit, cu toate, deci astea... Doamna Turcu nu a folosit termenii aceștia la adresa polițiștilor. Nu mai știu, iertați-mă, poate a folosit alt termen. A spus, îți dau una sau nu știu cum. Astea nu sunt mixate. Deci eu pentru aceste afirmații mi-aș fi cerut scuze în locul dânsei și rezolvam cazul. Domnul Cumpănașu, aseară, pe un post de televiziune care nici n-ar trebui să-l pronunțe, numește DDTV, am văzut o înregistrare totală a evenimentului, sau cât au ei din acea casetă, în care doamna Turcu, calmă, relaxată, roagă acel cameraman de zeci de ori să o lase în pace, să nu mai filmeze și mai ales să ducă să se îmbrace. Pentru că acel cameraman era în chiloți și în papuci, domnul Cumpănașu. Și femeia asta îi spunea mereu, du-te, domnule, și îmbracă-te, ia-ți niște pantaloni pe dumneata. Doamna, ce legătură are cu ce îi spunea doamna judecător polițistului? Că bă, îți dau una sau... Domnul, mă rog, cameramanului. Îi spunea polițistului, spunea cameramanului. Într-o intervenție de mare bun simț la o emisiune, adjunctul IGPR, actualul șef al IGPR, așa, a și recunoscut acest lucru. A spus, domnule, din imagini nu rezultă că femeia aceasta s-a adresat cu acele cuvinte polițiștilor și cameramanului. Dar de ce nu vreți să înțelegeți acest lucru? Uitați ce afișați pe ecran. Afișați pe ecran un rezultat al unui etilotest cu 0,91 la mie. Doamna, eu am apelat la bunul simț. Nu, iertați-mă, n-am vrut să condamn, am vrut să apelez la bunul simț al discuției. Deci, dacă vreau să ne spuneți după toate aceste imagini că chiar nu se poate să-și ceară scuze, atunci chiar nu vă cred. Domnul Alex Cumpărașu, dacă dumneavoastră stabiliți la cine să-și ceară scuze, stabilim o zi și vin cu doamna Turcu și cere scuze. Să vină, doamna. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, doamnă. Eu vă mulțumesc foarte mult. Înțeleg că în cazul pensiei, doamne judecător, nu se mai poate face nimic și atunci chiar nu înțeleg de ce președintele a refuzat să semneze astăzi, pentru că efectul e zero, nu? Înțeleg bine, domnule Ponta? Pentru că președintele, foarte impresionat de toate laudele doamnei Stoian și ați văzut ce iubește pe conducătorul suprem, știe foarte clar că un asemenea caz produce indignare și a vrut să dea un semnal politic, din punctul meu de vedere, corect, vis-a-vis de oameni care trebuie sancționați, tocmai pentru a se da un exemplu. Am spus-o din prima emisiune, un judecător care se poartă, care îi înjură, îi ceartă, cu asemenea avocați nu mai vorbesc, este de 10 ori mai responsabil decât un om obișnuit, pentru că oamenii văd în judecător acela care împarte dreptate. Corect, și, cred că a dat și un pentru că politic. Îi promiteam și doamnei avocat și vă promiteam și noastră, un caz similar s-a întâmplat ieri. Un polițist a condus sub influența băuturilor alcoolice și a provocat un accident. Este vorba de șeful serviciilor de informații și protecție internă din Iași, comisarul Cătălin Blănaru. După ce a băut aseară câteva pahare de vin, acesta s-a urcat la volan și a plecat spre casă. Nu a mers însă foarte mult și a izbit o mașină care circula regulamentar. Băutură alcool ce ați consumat? Da. Cam cât? La... N-aș, cantitativ n-aș putea să spun. Mergem să... O să vedem un echipaj acum, da, la poliția rutieră să vă testezi până testare, la... Da. Comisarul Blănaru a uitat că și el trebuie să respecte regulile și după câteva pahare băute împreună cu alți colegi s-a urcat la volan și a plecat spre casă. Este vorba despre o tamporare în care au rezultat pagube materiale, iar unul din conducătorii auto se află sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat din punct de vedere alcoolscopic, i s-a stabilit o alcoolemie de 0,45 mg pe litru alcool pur în aer expirat. Probleme au fost și la verificarea actelor mașinii. Altă poliță auto nu aveți? Nu, asta este. Da. Este expirată, știați? Da. Știați, da? Da. Comisarul spune că această tamponare a fost o scenare pusă la cale de cineva care îi vrea răul. Este un scenariu. Ce scenariu? După ce am ieșit de acolo, s-a dat un telefon la 112. Comisarul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice și în funcție de rezultat se va stabili sancțiunea pe care o va primi. Asta s-a întâmplat în Iași, doamnelor și domnilor. Mai avem fix un minut în această emisiune. Îmi permis să citesc mesajul unui telespectator. Acesta spune, apropo de armele acelea furate din depozitul de la Ciorogârla, poate au fost furate să împuște autoritățile din România. Scurt comentariu ca și concluzie în această emisiune. Asta
glume de alea, bancuri alea. Dar vreau doar să spun că s-o asigur că înainte să termin emisiunea, pe doamna Turcu și pe doamna avocat, că și domnul Chiriac, și domnul Ioniță, și domnul Ponta, și dumneavoastră sunt oameni de caracter și eu îi cunosc și îi respect. Vă rog, domnule Ponta. Ce tot spun de foarte multe emisiuni de când mă chemați dumneavoastră împotriva domnului avocat, că în România nu se respectă legea, nu există autoritate și că fără pedepse exemplare exact pentru cei care ar trebui să aplice legea, nu se schimbe niciodată nimic. Să sperăm că vor fi pedepse, da, și în acest, doamnă, caz. Nu este nevoie să împuști autoritatea în România. Autoritatea din România e pe cale să dispară singură. Nu e nevoie de e armă. Mult mai grav ceea ce spuneți dumneavoastră și decât ceea ce a spus telespectatorul. Decât ce a spus. Domnule Ioniță? Este ceva extrem de grav ce s-a întâmplat. Este cel mai mare furt de arme dintr-un depozit al armatei, așa încât lucrurile nu pot fi tratate decât cu maximă seriozitate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune, domnilor și domnilor, noi ne oprim aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Rămâneți în realitate și nu ratați știrile de la miezul nopții. Noua sticlă Golden Brow, de azi verde. Cu gustul puternic al cafelei Nescafe Brasero, te vei trezi zâmbind de parcă fiecare dimineață e cea mai bună dintre toate. Nescafe Brasero, un gust puternic mai aromat, un zâmbet și apoi dimineață. Noul Avensis, tărie de caracter. Acum fardul de ploape nu se mai fixează în țesătură. Primul sistem de protecție împotriva petelor de la Ariel. Încheie la Ardaf cel mai bun RCA din România și poți primi o asigurare de locuință la jumătate de preț plus tractare gratuită. Caută RCA Ardaf. Ce mai face familia Damescu? Tata citește într-un articol că mâinile pot fi mai vulnerabile iarna și crede că detergentul de vase poate înrăutăți situația. Ne-ar trebui un detergent de vase cu un ingredient delicat. Cum? Very sensitive cu glicerină? Am luat deja unul. Se pare că mama i-a luat-o din nou înainte. Ea a schimbat deja detergentul ei de vase pentru mâini sensibile cu Very sensitive cu glicerină. Formula sa delicată o ajută să aibă grijă de mâinile ei chiar și în timpul iernii. Very sensitive. Acum cu glicerină. De vrei să navighezi din zor și până în noapte? Îți dăm super viteză la net, dar și securitate. Căci ca să poți sări din site în site mereu, timp de 6 luni îți asigurăm securitatea computerului tău. În plus, tot pentru siguranță, ai prețul fix în lei pentru orice abonament UPC îți iei. Așa oferte de internet să tot fie. Comandă chiar acum la 031 100 1000. Vino acum la Eternity, abonează-te la Cosmote și primești telefonul Nokia 6300 începând cu numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Eternity și Cosmote, non-stop dedicați clienților noștri. Gustul puternic al cafelei Nescafe Brasero te vei trezi zâmbind de parcă fiecare dimineață e cea mai bună dintre toate. Nescafe Brasero, un gust puternic mai aromat, un zâmbet și apoi dimineață. To me.
Stări gripale? Administrat de la primele simptome, Oscilo va ajuta organismul să fie mai puternic decât iarna. Stări gripale? Imediat, Oscilo Coccinum. Oscilo Coccinum este un medicament homeopatic produs de laboratoarele Boiron. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Prietenii după o petrecere? Trebuie să îi înveselești cât mai repede. Cu un gust atât de bun, e simplu. Nescafe 3-in-1. Un gust de 3 ori bun, un zâmbet împreună. Descoperă premierele noului an. Germanos prezintă cel mai nou telefon din seria Nokia Supernova. Cu noul telefon chic Nokia 7100 Supernova, fotografiezi momente speciale și le trimiți prin Bluetooth celor dragi. Ia-ți-l acum începând cu numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option.